Acelor începe. Părtășia din data de 3 aprilie 2024. Ne bucurăm să fim la părtășie, ne bucurăm că Dumnezeul nostru din cer ne iubește. De altfel, Dumnezeu a iubit atât de mult omul. Pentru că dacă nu l-ar fi iubit, n-ar fi dat pe Domnul Isus. Pentru aceasta ne adunăm ori de câte ori avem oportunitatea și posibilitatea dăruită de Dumnezeu. Venim aici să-L lăudăm prin cântare, prin poezie, iar la timpul potrivit, câte un frate pastor ne va duce un mesaj pregătit pentru fiecare dată de câte ori ne adunăm la părtășie. Pentru aceasta lăudăm, cinstim și glorificăm pe Dumnezeu. Vă binecuvânt pe toți cei prezenți la închinare, vă binecuvânt pe toți cei care sunteți cu noi pe Zoom, pe cei care sunt pe YouTube, dar și pe cei care ulterior vor veni pe YouTube să fie cu noi și aceasta live sau vor asculta în reluare emisiunea Hrană Zilnică. Zic, dar Dumnezeu fie binecuvântat, slăvit și onorat pentru harul lui măreț arătat față de noi. Vrem să aducem Domnului închinarea noastră, fiindcă ne-a făcut mult bine. Pentru aceasta, rog pe fratele Cornel Gerasim să pregătească 3 cântări, urmat de sora Ana Pop cu o poezie, după care soata Vita Simona 2 cântări. După soata Vita și Simona, sora Ana Dan o poezie, iar după sora Ana Dan, familia Cătană 2 cântări. În ordine anunțată, slujim Domnului cu bucurie. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. M-ai regăsit când eu pierdut în mine. Răstigneam pe altarele de lut, în prăbușit zăceam a neputință, în faptele sărână m-au făcut. Tu m-ai cules din pulvere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea pururi să rămân. Eu alerg tot mai grăbit pe cale, să urc acolo sus la dreapta ta, să trec prin poarta biruinței cale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea pururi să rămân. Chiar dacă adesea cad sub greul crucii și mă pândesc ispitele nascuns, atunci mulțumit ți-aduc, Iisuse, căci harul tău-mi este îndeajuns. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca
să mă îmbraci cu dragostea din tâmp. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea pururi să rămân. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea pururi să rămân. În dragostea mea pururi să blând speran al lui.
aștept cu glasul lui cel stins și-n cer. De-atâta vreme te cheamă mereu, te cheamă cu iubire, te cheamă Dumnezeu. Întoarce-te de grab din calea rea și schimbă-ți viața ta acum cât vei putea, căci El și azi te cheamă tot mereu. Întoarce-te de grab la Domnul Dumnezeu. Nu-i calea largă și nici mulți pe ea, e foarte îngustă de-o vei căuta. De-i pasul tău pe această cale pus, fii sigur că la capăt vedea vei pe Iisus. Privește blând spre rana lui din piept, cu glasul lui cel stins și-ncet. De-atâta vreme te cheamă mereu, te cheamă cu iubire, te cheamă Dumnezeu. Este trecătoare, ești un călător pe pământ. Care-i scopul tău în lumea mare? Ești stejar sau frunză în vânt? Care-i scopul tău în lumea mare? Ești stejar sau frunză în vânt? Se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puțini au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puțini au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Zilele se scurg ca și apa, iar pietrele în urmă rămân. Ce ai lăsat în urma ta se va vedea de-i rău sau de-i bun. Ce ai lăsat în urma ta se va vedea de-i rău sau de-i bun. Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii
puține au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puține au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Nu-ți irosi timpul cel mai alt, te-ndrepti cu pași grăbiți spre apus. În fața celui veșnic vei sta, te va întreba de ani ce s-au scurs. În fața celui veșnic vei sta, te va întreba de ani ce s-au scurs. Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puține au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puține au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Viața aceasta este trecătoare, ești un călător pe pământ. Care-i scopul tău în lumea mare? Este jar sau frunză în vânt? Care-i scopul tău în lumea mare? Este jar sau frunză în vânt? Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puține au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Anii se duc fără să știi, privind în urma noastră, ieri eram copii. Anii puține au mai rămas, izboară cu fiecare ceas. Amin, slăvit să fie Domnul. Amin, frumoase cântări. Domnul să vă binecuvânteze, frate Cornel. Ascultăm o poezie recitată de Ana, sora Ana Pop, după care soata Bidea cu Simona, două cântări după soata Bidea Simona, sora Ana Dan o poezie. Slăvit să fie Domnul. Te-ai întrebat așa vreodată în drumul tău la vreun popas, de ce cu lacrimi ți-e udată nădejdea ce ți-a mai rămas? De ce ți-e da să porți pe cale atâta greu și mult suspin? De ce umblarea ți-e greoaie și pe cărare atâția spini? De ce atâtea lacrimi oare pe obrase prăvălesc mereu? Și rând pe rând noi grei în cale stau tot mereu în drumul tău. De ce atâta umilință și de ce aspru chinuit? De ce scuipat pentru credință, de ce așa batjocorit? De ce e Pavel pus în lanțuri? De ce-s creștinii chinuiți? De ce au fost aruncați în temniți cei ce pe Domnul au iubit? De ce afară din cetate Ștefan cu pietre i-a omorât? De ce blândul Ioan departe în Patmos este exilat?
De ce și Petru are o cruce? De ce și Pavel un calvar? Toți care trebuie să urce al Golgotei cumplit hotar. E atâta binecuvântare în drumul greu prin care treci. Să știi că rana ce te doare te va încununa pe veci. Cu cât mai mult Domnul îți cere și chinul cât mai nesfârșit, cu atâta slava e mai mare și numele tău mai cinstit. Au dat cu pietre azi în tine, tu în schimb cunună vei primi. Te-au pălmuit cu mâini viclene, Iisus în cer ți-a răsplătit. Se vor sfârși aceste plângeri și sufletul ți-e liberat. Se va înălța păzit de îngeri la tronul celui prea înalt. Și atunci, în clipa aceea mare, când poarta de mărgăritar se va deschide larg în cale, spărgând al vieților hotar, orbit de atâta slavă în față, în pragul ei îngenunchiat, vei mulțumi smerit că în viață așa de mult te-ai îndurat. Vei înțelege atunci harul de a fi primit cândva puteri, să bei până la sfârșit paharul acestor clipe de dureri. Amin. Amin, frumoasă poezie. Domnul să vă binecuvânteze, Sorana. Ascultăm pe soata Vita Simona două cântări, după care Sorana Dan o poezie. După Sorana Dan, familia Cătană două cântări. Adevărat învia, Iisus al nostru împărat, pe noi El ne-a răscumpărat. Iisus Hristos a înviat, Hristos a înviat. Îmi cântă inima, e viu de-a pururea. Hristos a înviat și viață El mi-a dat. Cu bucurie inima îi cântă azi, aleluia, mormântul El a părăsit, Iisus Hristos a biruit, Hristos a biruit. Îmi cântă inima, e viu de-a pururea, Hristos a înviat și viață El mi-a dat. Cu El suntem biruitor, murim cu El nemuritor, izvor de viață salvator, e al nostru scump mântuitor, o scump mântuitor. Îmi cântă inima, e viu de-a pururea, Hristos a înviat și viață El mi-a dat. Iisus Hristos a înviat,
O nouă viață e mea ta, iar calea când ne-o vom sfârși, vom fi cu el în veșnicii, cu el în veșnicii. Îmi cânta inima, e viu de-a pururea, Hristos a învia și viața e mea ta. Îmi cânta inima, e viu de-a pururea, Hristos a învia și viața e mea ta. Cine ești, de unde vii, pasăre trudită, din ce munți, din ce câmpii, te întorci rănită? Cine sunt, de unde vin, m-ai uitat, creștine? Eu sunt cântecul senin, scris cândva de tine. Am zburat din mâna ta, peste munți și ape, și unde a fost o rană grea, m-am lăsat aproape. Dar nu șoi, m-au rănit, nici pe dealuri spirii, pe mereu de argint mi-au smuls, frații, nu străinii. Dacă ești cântarea mea, pasăre zdrobită, zbori mai sus, din stea în stea, smulsă și rănită. Și la cer mai sfânt din sfinți, să te oprești o clipă, lacrimile lui fierbinți, să le strângi pe aripă. Lacrimile lui fierbinți, să le strângi pe aripă. Amin. Amin, foarte frumoase cântări. Domnul să vă binecuvânteze, soata Vita, sora Simona. Ascultăm pe sora Ana Dan cu o poezie. Dragilor, o mică rectificare, dacă îmi permiteți, să-l văd pe Nelu Tomșaș, să știți că el foarte rar vine cu noi, cu fratele Cornel Gherasim. Familia Cătană va avea o cântare, după care vă rog, sora Aurica Pașca, să rămânem după predică, să dăm loc fratelui Nelu. Vă rog, știți că vin foarte rar acești doi frați, să le dăm întâietate. Deci după sora Ana, familia Cătană o cântare, după care fratele Nelu, ascultăm două, trei cântări. O să vă binecuvinteze pe toți care sunteți la părtășie în această seară. Să nu renunți la fericire. Mai urcă o colină și mergi înainte. Nu-i vreme acum să dai înapoi. Scapă-ți viața alergând spre munte, că-s zilele grele și chinul și voi. Urcă-te
tăcut dealul de dureri cumplite. Suie pogârnișul cu pietre și cu spini, chiar dacă-i sutalpă, cărarea-i fierbinte, urcă spre înălțime, mai ai doar puțin. Nu privi în urmă, unde-s glasuri multe, să nu întorci privirea spre trecutul tău mâhnit. Scapă-ți viața, urcând sus pe munte, că-și doar pe înălțime vei fi fericit. Nu privi în jos, unde-i marea adâncă, ci lângă Iisus rămâi pe stâncă. Lângă El aproape, când odihna-i dulce, te cheamă în șoapte să urci și la cruce. Întâi urci o colină, apoi urci dealul, după ce urci și munții, urmează calvarul. Înalță-te pe stâncă și apoi pe cruce ca să ajungi la tron unde pacea-i dulce. Amin. Amin, Domnul, să vă binecuvânteze, Soana, frumoasă poezie. Înainte să cânte fratele Cătanu, vreau să știu de la fratele Nelu ce timp are la dispoziție. Fratele Cornel știu, dar fratele Nelu Tomșa. Fratele Nelu, dacă poți să-mi spui, te rog. Poți să rămâi și după predică cu noi, frate Nelu? Da, da. Mulțumesc. Frate Nelu, atunci va cânta fratele Cătanu și vei avea dumneata două, trei cântări. Iar fratele Cornel Ciurda și omul Dumnezeu se va pregăti pentru timpul de rugăciune. Fratele pastor Bene Boariu va fi cu noi doar la predică. Acum ascultăm familia Cătanu. Thank you.
mare, eu se mai țin. Iisuse, Iisuse, și te slăbesc, ce-i zau, e atât de puțin. În loc să te îndrăgesc, să te privesc, și să spun Domnul. Foarte frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvânteze familia Cătană. Frate Nelu, două cântări. Disperare, mulți trăiesc pe acest pământ, el nu știu de dragostea ce li s-a dat. Într-o lume întunecată, în durere și păcat, Iisus e răspunsul lumii, singur e. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, e adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Într-o lume întunecată, în durere și în păcat, într-o lume cu dureri și amenințări, El Iisus e jertfa noastră, pace doar la El găsim. Mângâierea și salvarea noastră e. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos.
dragostea și înțelepciunea Dumnezeu ni le-are dat. În Iisus avem viața veșnică. I s-a dat toată puterea sus în cer și pe pământ. El e singura dorința lumii întregi. Numele Lui e un răspuns, un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, Iisus Hristos. Numele Lui e un răspuns, e un început și un sfârșit. El este Domn și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Puterea Lui lumină e, precum și marea-i dragoste. E adevăr, e un răspuns, un singur Domn. Te pierdem deznădejde când te încearcă vreo urgie. Domnul va preface în tine întâi starea în bucurie. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Nu privi la slăbiciune, nici la viața ta pustie, ci la Domnul El preface întristarea-n bucurie. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e salvarea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Nu deschide poarta minții gânduri negre ca să-ți fie. Crede-n Domnul că cel schimbă întristarea-n bucurie. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Domnul, Domnul, e nădejdea ta,
nădejdea ta e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Nu te îndoi în credință, Domnul este a ta tărie. Și El îți preschimbă în taină întristarea-n bucurie. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Cântă-i Domnului într-una, mulțumește-i căci El știe. Când se schimbe în tine toată întristarea-n bucurie. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Domnul, Domnul, e nădejdea ta, e scăparea ta. Întristarea-n bucurie-ți va schimba. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Nelu. Vreau să mai recit o poezie sora Ana Pop, după care voi rosti binecuvântările, iar fratele pastor Beni Boariu ne va duce mesajul. Timpul de rugăciune, cum am spus la început, în seara aceasta îl va avea omul lui Dumnezeu, fratele Cornel Ciurdaș. Așa că acum, dragilor, vom asculta poezia recitată de sora Ana Pop, după care voi rosti binecuvântările. Slăvit să fie Domnul! De unde vii și unde mergi? Un susur blând te întreabă. Spre ce alergi? Spre ce te îndreți? Spre unde atâta grabă? Oprește-te un pic din mers. Ridică în sus privirea. De unde vii și unde mergi? Te întreabă nemurirea. Atâția pași pe drumul reci, atâtea căi deșarte, te întreabă azi olarul sfânt, spre viață sau spre moarte? Timpul s-a scurs, e vremea rea, sfârșitul e aproape, te îndeamnă azi blândul păstor să nu mai zaci în noapte. Trezește-te, ia-ți crucea ta, ridică în sus privirea, nu te îndoi, nu da înapoi, cărarea El, iubirea. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, sorana. Dragilor, voi rosti binecuvântările. Înainte să rostesc binecuvântările, vreau să mulțumesc Domnului pentru cei care a slujit până aici și care veți sluji chiar după predică. Fratelui Nelu Tomșa, familie Cătană, sorei Tabita și Simona, fratelui Cornel Gerasim, sorei Ana Dan și sorei Ana Pop. Mai presus de voi care ați slujit până aici, vreau să mulțumesc pentru înțelegere sorei Aurica Pașca și fratelui Alexandru Uiuiu, care sigur m-au înțeles să poată sluji după timpul de predică. Sandule, îți mulțumesc, sora Aurica, vă mulțumesc frumos. Acum voi rosti binecuvântările. Dintre cei care sunt cu noi mereu, sunt binecuvântat pe YouTube de următorii frați și surori. Sora Rosi, sora Aurica Pașca, sora Duna Petra, sora Adriana Hrișcă, fratele Jipa Iezer, sora Scopeț Amalia, sora Irina Constantin, sora Căluș Maria, sora Ana Crauciuc, sora Silvia Țipriș. O, binecuvântată să fie sora Țipriș! Mă bucur că ești cu noi! Și de tot celălalt, dar sora Silvia, pentru auditoriu, este o soră scumpă în vârstă, soțul este bolnav în spital, fratele Cornel Ciurdaș o știe, familia, am vizitat-o chiar și eu, de aceea specific încă o dată numele. Sora Silvia,
Domnul să-l vindece pe fratele Iosif. Fratele Iosif Petrov, sora Adriana Hrișcă, fratele Jean Paizer din nou, sora Maria Zmerica, sora Căluș Maria din nou, Domnul să vă binecuvinteze, Vasile Curac. Desigur că mă bucur de fiecare binecuvântare care frații și surorile o rostesc. I'm sorry, m-a lăsat aparatul, s-a închis aparatul. Nu mai pot citi continuare, vă rog să mă iertați. Vreau totodată să oprim chat-ul la cota 0 cei de pe YouTube și să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta prin gura fratelui Veni Boariu. Înainte de aceasta, mai văd aici pe Zoom, sunt binecuvântat de fratele Sanducu Constantin, sora Ancuța Coțorii, sora Angela Mărincean, sora Claudia Cătană, sora Ana Dan și sora Lidia Pop. Dragilor, cere tare, s-a închis aparatul, nu mai văd. Un singur aparat care mi-arată numele îngroșat și ăla s-a închis. Necesit altul, voi cumpăra altul, nicio problemă. Ne rugăm, Domnule, ca Domnul să ne vorbească și aceasta prin gura fratelui pastor Beni Boariu. Pace vouă, fraților, Domnul să vă binecuvânteze. M-au zis bine? Da, frate pastor, se aude foarte bine. Voi citi din Matei, capitolul 24, un cuvânt care Domnul mi l-a pus pe inimă să ne oprim asupra lui în această seară. Și iertare, sunt puțin răgușit după mai multe slujiri săptămâna trecută. Matei, capitolul 24, cuvântul care spune până la versetul 14 în felul următor. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Dragii mei, am pe inimă un cuvânt care cel puțin în ultima lună, poate ultimele două luni, mă frământă destul de tare, deși m-am mai oprit asupra acestui cuvânt și în trecut, dar așa apasă pe inima mea și m-am cercetat personal în privința aceasta, și anume legat de pericolul înșelării. Foarte interesant cum Biblia descrie vremurile din urmă. Și una dintre marile caracteristici sau una dintre cele mai importante caracteristici ale vremurilor din urmă este înșelarea, care ajunge la cote foarte avansate, cote foarte înalte. De aceea, în această seară, aș vrea în câteva momente să ne oprim asupra acestui pericol al înșelării, auto-înșelării, sau vom vedea din Scriptură, sunt multe forme de înșelare, și să ne dăm un test fiecare dintre noi, bazat pe cuvântul scris în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Vremea din urmă, cum spuneam, este marcată de multe înșelăciuni. Domnul Iisus vorbea despre asta.
Apostolii au vorbit despre asta. Sunt multe versete, cum mi le voi aduce aminte, le vom prezenta. Dar sunt multe locuri în Scriptură care vorbesc despre înșelare, pentru că, și vreau să înțelegem acest aspect în introducere, pentru noi oamenii, chiar pentru noi creștinii, este foarte ușor să acceptăm o învățătură înșelătoare, pentru că învățăturile înșelătoare, ele seamănă foarte bine cu învățăturile reale, dar sunt mai comode pentru firea noastră pământească. Și atunci întotdeauna va fi mai ușor să acceptăm o învățătură înșelătoare și foarte greu va fi să ne ținem de învățătura reală. De exemplu, Apostolul Pavel spunea Galatenilor, Galateni capitolul 1, versetul 6, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chema prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Observați caracteristica? Foarte ușor să treci de la Hristos la o altă Evanghelie. Este foarte ușor să accepți o astfel de învățătură înșelătoare și e nevoie de o atenție maximă și o veghere constantă ca nu cumva să fii înșelat. Și în repetate rânduri, Biblia vorbește despre pericolul acesta al înșelării. Vreau să ne uităm în această seară să înțelegem, în primul rând, că oricare dintre noi putem să fim înșelați și apoi să ne dăm un test, să vedem realmente cum pot să știu dacă sunt înșelat sau nu. Pentru că, vedeți, omul care este înșelat, el nu-și dă seama că e înșelat, de cele mai multe ori. Un om care este înșelat, cel puțin pe moment, nu realizează, poate după aceea să realizeze, a fost înșelat la piață sau l-a înșelat la cântar sau l-a înșelat la, eu știu ce, afacere, și pe moment se poate să nu realizezi. Posibil ca după aceea, dacă stai să meditezi sau să calculezi, să-ți dai seama, măi, am fost înșelat. Iar Biblia descrie acest pericol și Domnul Iisus, în Matei, capitolul 24, unde am citit, așa și începe răspunsul lui la întrebarea care era o întrebare foarte diferită. Parcă nu se potrivește cu răspunsul Domnului Iisus. Ucenicii l-au întrebat, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Deși nu prea are, pare că nu are legătură cu întrebarea. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Răspunsul la întrebarea lor, răspunsul, primele cuvinte ale Domnului Iisus în contextul acesta, în întrebărilor, a lucrurilor sfârșitului, semnele sfârșitului și tot ceea ce se întâmplă astăzi este un semnal de alarmă pe care însuși Domnul Iisus îl trage și spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și Domnul Iisus spune, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Atunci când omul este înșelat, el este înșelat pentru că se aștepta la un anumit lucru și cealaltă persoană care l-a înșelat a venit cu ceva foarte, foarte asemănător. Ori într-o, ori o unealtă, de exemplu, ai cumpărat, să spunem, un vas, cum era mai de mult vasele de lut, da? Sau aici în zona noastră mai toarnă oamenii tuciuri și-a prin sate și merg și le vând. Unele dintre ele ies cu găuri și le astupă și, mă rog, te așteptai să fie bun, el e peticit foarte bine, dar s-ar putea să cadă la un moment dat. Și omul ajunge să fie înșelat într-o oarecare măsură. Noi suntem înșelați că ne așteptam la un lucru și când ni s-a prezentat în față lucrul la care noi ne așteptam, ni se pare că e real. Posibil că mai târziu să ne dăm seama sau posibil să nu ne dăm seama niciodată că am fost înșelați. Domnul Iisus, de fapt Dumnezeu vorbea poporului Israel, dacă citim în Ieremia capitolul 7. Îl trimite Dumnezeu pe Ieremia să meargă
Și foarte interesant, nu trimite nici la birt, nici la bar, nici în lume, în parcul, să vestească prin un parcul. Și spune Ieremia 7:2, șez la poarta casei Domnului. Vestește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda, atenție, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Extraordinar, foarte interesant. Nu vorbește unor oameni care nu veneau la închinare, se mustre că nu vin la templu, vorbește unor oameni care veneau la templu și nu veneau nici să discute unul cu altul, ci veneau să se închine, spune aici, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul, îndreptați-vă căile și faptele. 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând acesta este templul Domnului, căci numai dacă vă veți schimba căile și faptele, atunci vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. 7:8. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Iată ce meniu au unii. Ce meniu putem avea noi? Și încă o dată spun, pericolul înșelării este extrem de mare, pentru că atunci când ești înșelat, nu-ți dai seama că ești înșelat. Am fost de față când Dumnezeu vorbea unor persoane direct, foarte clar. I-a arătat Domnul starea lui, situația din viața lui. Și omul nu și-a dat seama și n-a recunoscut că ceea ce Domnul spunea era real. Și ori pe loc a respins și a spus, n-a vorbit Dumnezeu sau a dat la o parte cuvântul Domnului. Înșelarea este așa de gravă pentru că nu ne dăm seama de cele mai multe ori că suntem înșelați. Și Domnul Iisus spunea, băgați de seamă, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Sunt mulți oameni care vin să înșele, haideți să citim puțin din Scriptură, doar să vedeți cât de gravă este înșelarea. De exemplu, spune cuvântul Domnului, vorbind în Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, arătarea lui, a omului nelegiuit, așa mai departe, se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Dar asta înseamnă că ele sunt făcute. Sunt făcute niște minuni, sunt făcute niște semne și sunt făcute niște puteri, sunt arătate niște puteri. Ele sunt mincinoase, dar par reale. Și spune 10, că de-aia spun că par reale. Cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Iată pericolul de a fi înșelat, amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Vă amintesc că cel care face și lucrează înșelare este înșelătorul, este însuși diavolul. Apocalipsa capitolul 12, versetul 9 și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, și iată caracteristica principală a diavolului, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Apocalipsa 20:10, diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc. Și aici spune despre lume și lumea este zace în cel rău și este înșelată. Dar vorbește Biblia și ne oprim în dreptul nostru că noi oameni care ne-am întors la Hristos, oameni care îl urmăm pe Hristos, suntem în mare pericol de a fi înșelați. Spune că diavolul dă târcoale să prindă, să înșele, să atragă la el chiar și pe cei aleși dacă va putea. Deci, insist asupra acestui aspect, nimeni să nu se creadă imun la înșelare, dragii mei. Domnul Iisus, cu atâta claritate, spuneam, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Spunea Domnul Iisus, vor veni mulți în numele meu și vor zice, e foarte interesant, ce spun oamenii aceștia înșelători? Eu sunt Hristosul. Ei, deși e de la diavolul, el vine și spune, nu, eu sunt Hristosul. Dacă diavolul ar veni, așa cum își imaginează unii, că diavolul este cu coarne, cu eu știu ce coasă, cu așa mai departe. Dacă diavolul ar veni așa, bineînțeles că am fugit de el și ne-am speriat și l-am recunoaște imediat. Numai că diavolul nu așa vine.
Diavolul este înșelătorul. Diavolul este acela care înșală întreaga lume și ești în pericol și tu și eu să fiu înșelat. Dă-mi voie să te întreb în seara aceasta, cum știi că nu ești înșelat? De unde știi că nu ești înșelat? Pe ce bază știi că nu ești înșelat? Uitați-vă, dacă ne oprim și mai iar îmi fac probleme cu unii din cult. Dacă ne oprim doar în dreptul cultului penticostal, avem în cultul penticostal biserici care sunt foarte, foarte ultra conservatoare și avem și biserici conservatoare, biserici libertine și biserici ultra libertine. Pe oricare din astea patru categorii, pot fi mai multe, da? Așa le-am scurt în patru categorii. Pe oricare dintre cele patru i-ai întreba, toți ar spune că la ei e adevărul. Unii ar spune nu, cum am înțeles, noi așa este. Noi așa am primit, noi așa ținem, nici vorbă. Alții ar spune în partea cealaltă, Domnule Hristos e libertate, noi am primit libertate în Hristos, putem să ne manifestăm, putem... Și dacă îi întreb pe oricare din aceștia, fiecare susține că adevărul este la el. Așa cum a înțeles el, așa cum vede el, așa este adevărul. Tu cum știi că nu ești înșelat? Cum poți să știi că nu ești înșelat? Frate, eu mă duc la biserică. Oh, dar vin foarte mulți la biserică care sunt înșelați. Frate, eu dau bani la colectă. Foarte bine, dar sunt... Asta nu înseamnă că nu poți să fii înșelat. Frate, eu prorocesc. Păi da, dar uite, Matei, capitolul 7, cu 22, vorbește despre oameni care se înșelau pentru că spuneau, Doamne, Doamne, 21, nu și cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele cui am prorocit, în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și dacă i-ai fi întrebat pe când erau pe pământ oamenii aceștia, că Domnul nu le spune că n-ați făcut. Și dacă i-ai fi întrebat, auzi, tu în numele cui faci? Păi eu fac în numele Lui Hristos. Auzi, dar tu pe cine urmezi? Eu urmez pe Domnul Iisus. Dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră, pe cine urmați? Fiecare ați răspunde că urmați pe Domnul Iisus. Și eu aș răspunde la fel. Asta înseamnă că și urmăm pe Domnul Iisus? Cum putem să știm dacă suntem sau nu înșelați? Pericolul acesta, dragii mei, este așa de real încât Domnul Iisus, El însuși, spune că vor veni Hristoși mincinoși. Vedeți, când Biblia vorbește și Domnul Iisus spune El este Hristosul real, dar pe lângă vor veni mulți în numele Meu și vor zice Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Proporția se păstrează. Și când spune vor înșela pe mulți, eu cred că se referă în primul rând aici în contextul în care vorbește Domnul Iisus, se referă la cei care cât de cât îl urmează pe Domnul Iisus sau merg după Domnul Iisus. Că oamenii din lume, unii din oamenii din lume, eu știu, Domnule, unii am întrebat unde, când vei muri, unde vei merge. Domnule, eu știu, mă duc în ea, nici nu mă interesează. Dar dacă îi întreb pe cei din biserică, ei toți zic că merg în cer. Și totuși, Domnul Iisus spune, mulți se vor înșela, vor înșela pe mulți. Se vor scula proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Iată, pericolul acesta ne paște pe oricine. De ce este acest pericol așa de mare? De ce un Hristos fals înșală așa de ușor? Și cred că, din ceea ce înțeleg din Biblie, cred că răspunsul ar fi, cel puțin în înțelegerea mea, Hristosul fals, până la un moment dat, seamănă cu Hristosul real. Că aici înșelăciunea. Cum spuneam, dacă ar veni diavolul pe partea cealaltă și l-am vedea așa cum ne imaginăm noi că e diavolul, nu l-am primit. Dar diavolul nu vine așa. El se preface în înger de lumină și spune, uite ce spune Biblia, își citește din Biblie. Domnul Iisus i-a spus din Biblie. Da? I-a citat din Psalm. Uite, dacă îngerii te vor lua pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Există acest pericol real, frații mei, surorile mele.
Există pericolul să fim înșelați. Cum știi că nu ești înșelat? Pe ce bază știi că nu ești înșelat? Dacă mă citesc în continuare, 2 Tesaloniceni 2, minuni, semne, puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dați-mi voie să mă întorc puțin la Galateni. Sunt așa, sunt controversat destul de tare, tulburat de epistola aceasta care Pavel o scrie galatenilor. Spune Galateni 1 cu 6, mă mir că treceți așa de repede. 7, nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și răspune, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Și totuși, iată, dacă ne uităm în capitolul 2, chiar Petru cade într-o înșelare și Pavel nu se sfiește să-l mustre acolo în față. Galateni 2 cu 11, dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Știți, dacă suntem sinceri cu noi, fiecare putem recunoaște în inima noastră cât de mult ne ascundem de frați. Dacă suntem cu adevărat sinceri, dumneavoastră observați că la biserică nu ne permitem, rar mi-a fost dat, am auzit în câteva rânduri, dar destul de rar, ca așa o soră sau un frate așa să izbucnească în toată mânia, să țipe în biserică sau să se manifeste cum se manifestă uneori acasă, cum ne manifestăm uneori acasă. La biserică nu, de ce? Ținem la imaginea noastră, chiar dacă ceva ne-a rănit foarte, foarte tare, pentru că ținem foarte mult la imaginea noastră uneori, mai mult decât la imaginea Domnului și a pocăinței, ne înfrânăm până măcar până să termină programul și apoi la final unii se descarcă. Noi foarte mult ținem cum arătăm înaintea oamenilor. Petru, deci a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Prefacă, aici nu se referă la o transformare, ci se referă tocmai a se face că-i pocăit. Prefacere, adică nu mă fac că-s pocăit, dar nu sunt, sau mă fac că-s iudeu, dar nu sunt, da? Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărnicielor. Iată o înșelare, o înșelare care e așa de deasă în viețile noastre, fățărnicia. O, dacă am fi sinceri să recunoaștem cât suntem de fățărnici. Dacă am fi sinceri, dacă am spune, și asta nu înseamnă că trebuie să spunem tot ce gândim, dar ce bine ar fi să gândim numai ceea ce spunem. Să nu gândim, să spunem una cu gura și cu mintea să gândim altceva, fățărnicie. Și să gândim ceea ce spunem. Da? Sunt lucruri complementare, nu intru în detalii. Foarte multă fățărnicie în bisericile noastre. Nu de puțin eu mi-am fost dat să fiu în unele locuri și fratele sau sora te salută, o, bine ai venit. Dar știi clar că nu ești bine primit. Sau mai bine nu veneai. Și totuși pe față, știi ce este asta? Este o înșelăciune. Ne auto-înșelăm. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Dar cum? Dacă l-am fi întrebat pe Petru, Petru, tu acum trăiești drept? Poate că ar fi spus, dar cum să nu? Și nevoie să vină Pavel să-l mustre în fața tuturor ca Petru să se trezească din amăgirea în care a fost prins. Și slavă Domnului că s-a trezit și n-a portat și n-a rămas cu ciudă sau cu pică pe Pavel. În capitolul 3 în Galateni, Pavel merge mai departe și spune: O, Galateni nechipzuiți!
Cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Termenul de aici de a fermeca se referă când eram în India, am văzut cum oamenii din ăștia care au tot felul de șerpi ca să facă show-uri, mă rog, îi face niște farmece, zic, el îl dresează și șarpele nu mai mușcă și este supus, fără să-și dea seama. Și asta spune Pavel, cine va fermeca pe voi? Spune în versetul 3, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Acum, da, se poate asta? Dar dacă i-am fi întrebat pe galateni, frați din Galatia, voi pe cine urmați? Păi cum, noi urmăm pe Domnul Iisus? Și spune Galaten 5:7, voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Hai să mă duc puțin mai departe, să vă mai arăt câteva ipostaze ale înșelării, cum se strecoară înșelarea. 2 Petru 2:1, în noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Oameni care strecoară, adică ușor, nu-ți dai seama, pe furiș erezii nimicitoare. Dacă îi întreb, știți că de multe ori pot să întreb frații din biserică și frații spun, dar frate, a fost de la Domnul. Dar uite, a vorbit din Biblie. 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Cunosc un caz undeva, nu contează și nu dau detalii, unde un lider de biserică a căzut într-un păcat. Și mă rog, a plecat din biserică și a făcut altă biserică. Știți care e șocul? Știți câți au mers după el? Nu dau detalii. Dar știți că au mers oameni după el? Dovedit în păcat. Și dacă îi întreb pe toți, dar voi cu cine mergeți? Noi cu Domnul Iisus. Noi suntem oameni, Domnul Iisus aici atrăgea atenția în Matei și revin puțin la Matei. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Noi suntem foarte fermecați de ce izbește privirea. Și au crezut că îl impresionează pe Domnul Iisus. Uite, Doamne, ce clădiri, uite ce pietre mari, ce templu a construit aici Solomon, ce templu a construit, că nu mai era Solomon, erau ceilalți după aceea. Uite ce templu. Și Domnul Iisus nu se lasă impresionat. Că spunea Dumnezeu, știți când a mers Samuel în casa lui părinților lui David, da? În casa lui Isai, ca să-l ungă pe David împărat. Urma să fie împărat. Știți ce spune 1 Samuel 16, versetul 6, când au intrat ei Samuel, uitându-se, văzând pe Eliab, și a zis, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Dacă nu intervenea Dumnezeu. Dacă nu intervenea Dumnezeu să-i spună cuvintele următoare, Samuel îl ungea împărat, și era 100% convins că acolo acela e unsul Domnului. Era adevărat? Categorie nu. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui. Știți unde ne uităm noi? Exact aici ne uităm noi. Înfățișare, înălțime. De ce facem așa biserici mari? Mai nu zic, unele sunt, e nevoie, unele nu e nevoie. În fine, nu mai intru în detalii. Dar ne place să arătăm, ne place să se vadă cine suntem. Nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Dumneavoastră observați că Samuel, omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, se uită la Eliab și nu citește. Din când se uită la el de prima dată, spune, ăsta e unsul Domnului. Negreșit, categoric, ăsta e unsul Domnului. Și Dumnezeu spune, Samuel, e lepădat. Vă dați seama că putem să urmăm slujitori, putem să alergăm după oameni care să ne uităm, dar frate, uite ce predici, uite ce statură, uite ce înălțime are.
Și Domnul să spună, auzi-le, păi da, Doamne, păzește-ne. Din nou spun, este mai ușor să primim o învățătură falsă, să o acceptăm în viața noastră, pentru că învățătura reală ne cere schimbări majore, Hristosul real ne cere schimbări majore, nu ușoare. Un Hristos fals seamănă cu Hristosul real, promite același cer ca și Hristosul real, dea pe o cale puțin mai ușoară. Și noi ca oameni întotdeauna suntem tentați să mergem pe calea mai ușoară, de bună oară, scurtăturile. Așa că dacă trebuie să mergi pe un drum și cunoști o scurtătură și știi că poți să mergi pe scurtătură, întotdeauna, dacă drumul e bun, vei merge pe scurtătură? De ce? Așa suntem noi, așa gândim noi. De ce să înconjor când pot să iau direct, mă duc pe scurtătură? Știți că la Dumnezeu nu există scurtături? Dar Hristos și falși, oamenii care vin în numele lui Hristos și spun eu sunt Hristosul, el îți arată scurtături. Auzi, nu trebuie să fii chiar așa. Auzi, nu spune Biblia să nu fii prea neprihănit. Pentru ce să te pierzi singur? Ci vine diavolul și te înșală. Dar el nu spune că e diavolul. Când îl auzi în ureche, seamănă cu vocea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spunea, oile mele cunosc glasul meu, dar ce greu este să distingi de multe ori. Mă uit în viața mea, ce greu uneori să disting, e vocea Domnului sau e vocea mea? Sau e vocea diavolului? Că uneori nici nu-ți dai seama. Samuel se uită la Eliab, se uită la ceilalți și Domnul îi spune, nu te uita la înfățișare și înălțime, că l-am lepădat. Și Domnul exprimă aici un principiu foarte important. Și frații mei, v-aș îndemna, am spus-o și în trecut aici, să nu ne uităm la, să nu fim atrași, să nu ne izbească ochii de darurile unui om. Că viața unui om se măsoară după roadă, nu după daruri. Frate, dar uite cum predică. Da, mă, dar uite că e divorțat. Frate, dar uite cum prorocește. Da, mă, dar uite, are probleme. Dar noi suntem așa de atrași de înfățișare, de statură. Și Domnul spune aici principiul lui, Domnul nu se uită la ce se uită omul. De aceea Domnul Iisus spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că noi ne uităm la ce se uită omul. Și Domnul spunea, eu nu mă uit la ce se uită omul. De aceea suntem înșelați. Noi ar trebui să cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să înțelegem, să ne uităm la ce te uiți Tu. Domnul se uită la roadă și nu e impresionat Dumnezeu de daruri, nu e impresionat Dumnezeu. Recent, aici undeva, într-una dintre bisericile noastre, frământându-mă cu niște lucruri și, în fine, Domnul a dat un cuvânt bisericii într-o seară de rugăciune în care Domnul spunea, nu vă uitați la turmele care se înmulțesc ușor, că nu Duhul meu le înmulțește. Dar dumneavoastră unde veți merge la biserică? Nu alea care se înmulțesc? Și unde vin oamenii și sunt mulți și bucurie? O, Duhul Sfânt înmulțește, dar El nu înmulțește ceea ce facem noi, El înmulțește ce face El. Dacă noi ne înscriem în lupta Lui, înmulțește Duhul Sfânt. Dacă obligăm pe El să intre în biserica noastră, cum o gândim noi și cum vrem noi, ne vom pomeni că ne-am luptat fără Duhul Sfânt. Iată cum ne uităm la ce se uită omul. V-aș îndemna în această seară să ne facem o verificare la ce ne uităm noi. Dumneavoastră, la ce vă uitați? Spunea, și mă întorc în Noul Testament, iată în 2 Timotei, capitolul 4, binecunoscutul cuvânt, versetul 3. Așa și 2. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nu la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Știți că bisericile unde se mustră, unde se ceartă, nu că se ceartă doi frați, ci unde de la anvon se dă învățătură și chiar cineva, poate în particular, care a greșit, este certat, este mostrat cu blândețe, dar cu autoritate, cu claritate și cu responsabilitate înaintea cuvântului lui Dumnezeu.
Știți că aceste biserici nu sunt căutate? Dar știți că de mult sunt căutate bisericile unde poți să mergi și nu se ia nimeni de tine cum ești îmbrăcat, nu ți are nimeni treaba că n-ai venit cum trebuie, nu te-ai pus în rânduiala Scripturii, nu-i nicio problemă. Ba dimpotrivă, parcă dacă ești mai fără batic, mai cu nu știu ce freză, ești mai în față împins. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. De aceea sunt înșelați. Reamintesc din 2 Tesaloniceni, că spune în versetul 10, cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar de ce sunt ăștia pe calea pierzării? Pentru că n-au primit, de aia sunt și înșelați, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Da, i-au stat în fața dragostei lui Dumnezeu, dar au respins-o. Sau au primit o altă dragoste imediat, dacă noi ne uităm puțin la harul lui Dumnezeu. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Frate, nu ne mustra. Păi ce, eu vin la biserică să mă mustri tu? Păi eu vin la biserică. Este între noi această idee, această gândire. Asta nu e de la Dumnezeu. Păi de aceea eu am venit la biserică, fraților, am venit la biserică, spun unii, să ne simțim bine. Păi de când venim la biserică să ne simțim bine? Păi noi ne mergem la biserică nu să ne simțim bine. Eu nu mă duc la doctor să mă simt bine, doctorul să mă laude, domnule, ce bine ești tu, ce sănătos ești tu. Eu mă duc, am o problemă, doctorul dacă trebuie să taie, să mă opereze, ca apoi mai târziu am să mă simt bine, dar acum mă doare, acum am de suferit. Ha? Dar e ideea asta, frate, păi ce, eu nu mai vin la biserică, tu aici ai vii să ne mustri? Ne este mult mai ușor să urmăm o învățătură înșelătoare. Inima noastră foarte ușor se pleacă spre o învățătură înșelătoare, pentru că ne gâdile ureche, ei vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Istorisiri. Își vor da învățători după poftele lor, atenție, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Știți ce merge foarte bine astăzi în predici? Tot felul de povestiri, tot felul de întâmplări, care mai de care mai bombastice, care mai de care să impresioneze, că asta ne place. Și dacă stai cu o biserică mică sau mare și studiezi Biblia și mergi prin Biblie așa 30-40 de versete la rând, așa pe un subiect, pe unii ai pierdut de mult, nici nu poți să urmărească. Că e foarte ușor, suntem ca niște copii care dacă e fluture o bomboană nu mai poate, salivează. Dar îi pui în față, cum face soția uneori, noi, o mâncare de spanac. Nu prea e așa, deși se o face foarte bună și mănâncă copiii, dar mai comentează. Da? Dar dacă i-ai pus în față prăjitura, nu mai poate, acolo ar sta și în cap pentru prăjitura aia. Nu așa suntem noi, frații mei. Nu așa mergem noi după istorisiri închipuite. Ajungem să fim atinși sentimental de orice. Și învățătura, uitați-vă doar pe YouTube. Deși, cum v-am mai spus de mai multe ori, lăsați YouTube-ul. Dar dacă vă uitați pe YouTube la predici, uitați-vă în primul rând la predicile fără video și la predicile de învățătură sănătoasă. Oameni care știți că au o învățătură sănătoasă, da? Frați, deja au trecut prin viață, care au avut învățătură bună și au învățătură bună. Să vedeți cum sunt de puțin ascultați și uitați-vă la unele cântări, la unele predici care sute de mii, milioane de vizualizări. Și n-au nimic în ele, n-au nimic. Pentru că inima noastră este mai ușor aplicată, foarte ușor aplicată spre ceea ce este ușor. Învățătură ușoară, lucruri ușoare. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisire închipuite. Dar tu fii trează în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Așa mai departe. Hai să mă duc puțin la harul lui Dumnezeu, Tit, capitolul 1, versetul 11, 2 cu 11, mă scuzați, trebuie să fie 2.
Da, T2 cu 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Tot despre acest har, ca să înțelegeți, citesc din 1 Petru, capitolul 5, chiar la finalul primei epistole, Petru spune: v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan ca să vă sfătuiesc, și atenție, să vă adeverez că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Păi dacă există adevăratul har, înseamnă că există și har fals. Dacă Apostolul Pavel spune, ăsta e harul adevărat, și există și har fals, și pocăință falsă. Tit 2 cu 11, harul lui Dumnezeu, care har? Acela care aduce mântuire a fost arătat. Și cum este harul acesta? Păi harul acesta ne învață. Pentru unii vin la biserică, ei nu vor să mai învețe nimic. Ei vor doar să se întâlnească. Biserica a ajuns un fel de socializare. Venim să socializăm, ne simțim bine. Vedeți că în față, așa ca la o seară, cum merg oamenii, ca la o cinema, ca la o seară, la petrecere, nu știu cum să spun, da? Să nici să nu jignesc, da? Hai să fim realiști, frații mei. De multe ori merg la biserică, nu aducem niciun aport la biserică. N-am postit, nu ne-am rugat pentru predicator, pentru slujitor, pentru proroci. Stăm în bancă, mestecăm gumă, unii fără nicio problemă, mestecă gumă în bancă și asistă ca la un spectacol și în față niște performări, niște oameni care acolo afișează, fac, cântă. În sală nu se cântă mai deloc, se aplaudă. Dumneavoastră observați? Asta iar e un subiect. Dumneavoastră observați cât de mult se aplaudă astăzi prin biserici? Nici nu mă mai mir la biserici când s-a aplaudat în... Nu mai spun unde, că și așa am destul de probleme. Se aplaudă foarte mult. Oamenii au ajuns, când la început, noi spuneam că nu avem voie să aplaudăm, toată cinstea o dăm Domnului. Eram într-o întâlnire și nu cu oameni de rând, ci cu oameni din biserici, lideri de biserici, nu contează unde. Da? Și la un moment dat, după o anumită alegere care a fost acolo, s-a aplaudat. Și un frate mai în vârstă, care a fost o căpetenie, a zis, fraților, așa puțin s-a șocat pe moment, prima oară când s-a aplaudat. A zis, fraților, dar parcă noi nu aplaudam. S-a zis chiar președintele. Da? Și cineva din sală a strigat, unul dintre slujitori, dar ce-i păcat? Așa striga din sală. Și fratele a răspuns, nu-i păcat, dar parcă noi nu aplaudam. Și de acolo, la fiecare alegeri care a urmat, s-a aplaudat. Vedeți cât de ușor intră lucrurile astea? Pe nebăgate de seamă. Nici nu-ți dai seamă. Și acum mai scoate-le. Pe cum să le mai scoți? Pentru că ne este mult mai ușor să ne aplicăm inima spre lucruri plăcute urechii și învățătura sănătoasă, învățătura grea, e ca un medicament care nu-i plăcut la gust. Și puțin îl acceptă și puțin îl iau. Iată, harul lui Dumnezeu ne învață. Da, mulți nu mai vor să învețe. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ăsta e harul adevărat care ne învață. Și în 2 Corinteni, capitolul 7, vorbește Biblia despre o întristare și despre o pocăință. 2 Corinteni 7, cu 8, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Știți că este întristare care nu-i după voia lui Dumnezeu. În adevăr, și acum o ziți, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, există o singură întristare după voia lui Dumnezeu.
așa, un singur set, aș spune, de întristări care se încadrează în voia lui Dumnezeu. Da? Că te-ai întristat tu că nu ți-o dat loc la predică sau la cântare, că te-ai întristat tu că nu te-o amintit și pe tine, că te-ai întristat tu că atâtea alte motive. Asta nu-s după voia lui Dumnezeu. Și asta se întristează omul din cauza firii lui pământești. Dar aici spune când întristarea este după voia lui Dumnezeu. Întristare în urma mustrării cugetului de către Duhul lui Dumnezeu. Întristare în urma unui cuvânt de mustrare din partea lui Dumnezeu. Aduce întristarea aceasta după voia lui Dumnezeu, doar ea aduce o pocăință. De ce spune o pocăință? Păi înseamnă că sunt mai multe pocăințe. Observați? Aduce o pocăință și este o singură pocăință, frații mei, un singur har și o singură pocăință cu aceeași descriere care duce la mântuire. Deci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. O pocăință care duce la mântuire. Una singură este. Și spune aici, și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Așadar, dragii mei, am vrut cu aceste cuvinte, sunt și alte versete, nu mai insist, că cred că s-a înțeles. Am vrut să atrag atenția asupra pericolului înșelării. Aș vrea să putem fiecare să ne cercetăm în mod practic, real, în viața noastră. De unde știu, cum pot să știu că sunt sau nu sunt înșelat? Eu vă dau un test din Scriptură și dumneavoastră, dacă doriți acasă, puteți să mai studiați. În mod special, cartea Epistola 1 Ioan are mai multe teste. Eu mă opresc asupra la unul singur, putem aminti și din altele. 1 Ioan, capitolul 1, spune versetul 8, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur. Iată înșelarea. 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Spune 1 Ioan 2:3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem. Cum știm? Dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar ce zice omul acesta? Păi el zice, eu îl cunosc pe Iisus, eu îl urmez pe Iisus. Și Biblia spune, se înșală. Îmi vine în minte Iacov 1. Aici sunt câteva mențiuni. Iacov 1:16, nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. Da? În Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacov 1:22, iată altă înșelare. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. V-aș atrage atenția, frații mei, știu că aveți întâlniri aici și avem aceste întâlniri frumoase, cu părtă și frumoase. Au zis predici multe și frații se chinuie și fratele Florin tot dă pe telefoane și tot sună să găsească oameni care să vorbească. Atenție, frați și surori, nu cumva doar să ascultăm, să nu împlinim, că ne tragem o sândă. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Dacă după trei predici care am auzit, uite, luni, miercuri, vineri sau când este în fiecare săptămână și duminica care am mai fost, nu mă schimb, nu devin mai după voia lui Dumnezeu, este mare șansă că mă înșel. Iacov 1:26. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ce face? Își înșală inima. Știți cum e? Când te înșală cineva e grav. Da, zici, mai poate a fost mai deștept ca mine. În fine, eu n-am fost atent. Dar când te auto-înșeli, ce poate fi mai grav decât să te înșeli pe tine însuți? Decât să te hrănești, cum spunea în Ieremia 7, vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Zice, își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică, dar are religiune, cum să nu? Are o religie. Este religios. Știți că este o evlavie înșelătoare?
Hai să citesc din 2 Timotei, capitolul 3. Tot despre vremurile din urmă, că asta e, parcă niciodată, frații mei, parcă niciodată n-a fost atâta înșelare ca și astăzi. Doar dacă ne oprim la ceea ce se dă pe internet. Recent vizualizam și un video, mă și la alți frați. 50.000 de tineri de pe un stadion, undeva în America sau în Anglia. 50.000 de tineri conduși în închinare, într-o atmosferă de închinare, cum au aceste grupări de laudă și închinare, am spune noi, perfectă, cu lumini, cu tobe, cu ba o dată foarte, foarte melodios, după aceea cu tobe. 50.000 de tineri, cei care performau acolo în față, niște artiști foarte buni, la un moment dat au căzut în genunchi, s-au întins pe burtă, chiar păreau că plâng. Și oamenii pleacă de la astfel de închinări și spun, Dumnezeu a fost prezent, Dumnezeu m-a atins, Dumnezeu, am simțit pe Dumnezeu. Cum plecăm noi de la biserică de multe ori? Dumnezeu a vorbit, am fost atins și nu m-am schimbat cu nimic. Nu fac nicio schimbare în viața mea. Și frații mei, atâta înșelăciune, dacă ne uităm doar în spectrul nostru românesc, dumneavoastră observați câte cântări pe internet ale unor oameni care nu mai au nicio smerenie la îmbrăcăminte, la vopsele, la a fi, cum cere Biblia, o soră să fie îmbrăcată și valabil pentru frați la fel, cu rușine și sfială. Am spus-o și asta recent undeva. Sunt foarte tulburat. Foarte tulburat. Avem băieți care deja se pensează. Tineri băieți care se pensează, care se epilează. Iertați-mă că spun asta. Avem băieți care deja, ați observat că au apărut, eu sunt slujitor și vrând nevrând din față se văd multe. Ați observat că au apărut acele șosete care nu mai acoperă piciorul. Sunt doar până la nivelul papucului. Și de la papuc în sus, pantalonii sunt strâns jos, sunt scurți și pantalonii și rămâne cam așa din piciorul băiatului, a tânărului, rămâne dezvelit. Eram într-o biserică de-a noastră. Un tânăr la fanfară, pantalonii trei sferturi și a sufecat în sus. Știți ce sunt astea? Duhuri de înșelare. Și am spus-o cu ani în urmă, când am atras atenția asupra unor lucruri, s-au supărat pe mine unii și n-au să creadă. Știți ce intră în urmă la aceste lucruri? Intră duhurile de homosexualitate, cu care deja, iată, că o recunoaștem sau nu o recunoaștem, ne confruntăm deja la nivel de țară, în biserici. Pentru că am zis, muzica asta nu e nicio problemă, nu este nicio problemă, tinerilor le place, așa îi ținem pe tineri și dovada este că nu i-am ținut pe tineri așa, cu această muzică, ba s-au pierdut sau care au rămas, s-au adus în biserică, fel și fel de lucruri. Înșelători, înșelăciune. Ei, oamenii aceștia, dacă îi întreb, ei sunt convinși că el urmează pe Hristos. Nu poți să-i schimbi. Eram recent cu un frate și mai de mult un alt frate. I-a spus-o un frate mai în vârstă ca mine și păstor de 40-40 și ceva de ani. Hai că pe mine oricum nu mă băga în seamă că era supărat pe mine. Dar îi spune acest păstor, frate, zice, ești mândru. Și fratele cu toată seninătatea a zis, frate, nu e adevărat, eu nu sunt mândru. Știți că omul mândru nu se vede că e mândru? Omul mândru nu-și dă seama că e mândru. Și îi spune 1, 2, 3, 5, 10 persoane, măi, ești mândru, măi. Nu, frate, eu nu sunt mândru. Își înșală inima. Duhuri înșelătoare. Îmi vine în minte acum, nu? 1 Timotei 4 cu 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. De ce? Că, observați, măi, dacă ar merge în lume să zică, măi, nu mă mai interesează de Hristos, eu oricum mă duc în iad, vreau să mă distrez. Asta este una. Măcar știe că mergem. Dar aici nu, ăștia nu merg așa. Zice, ca să se leapă de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare.
și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Și cu unii stai de vorbă ore întregi și încerci să le spui, frate, nu-i bine, frate, nu așa, n-ai cu cine. El o ține sus și tare și el spune, nu e adevărat, frate, nu, tu nu vezi bine, eu văd bine. Spunea aici în 2 Timotei 3, că vreau să citesc, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, de bani și mai departe. 4. Vânzători obraznici îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, numai că oamenii ăștia iubitori de plăceri, unii dintre ei foarte mult sunt în bisericile noastre. Și auziți, având doar o formă de evlavie, este o formă de evlavie? Dar dumneavoastră ați văzut vreo biserică care să spună, fraților, nu prea mai avem pe Duhul Sfânt. S-a cam depărtat Duhul Sfânt de la noi. Suspendăm deocamdată alte slujbe, suspendăm fanfara, suspendăm tot. Intrăm toți într-un timp de post, de rugăciune, de smerenie, până când vine Duhul Sfânt la noi. Dar noi continuăm să avem slujbele noastre frumoase, să le împodobim cu fel și fel. Nu că este greșit să avem cântări, să avem coruri, să avem fanfare. Numai că este o formă de evlavie. Am fost săptămâna trecută în Ucraina, aici în zona Cernăuți. Și frații mi-au spus, mi-au trimis lucrarea, o prorocie din anul 2018 sau 2019, în care se vestea un tăvăluc care va veni peste Ucraina și care va cuprinde și țările din jur. Și atenție, că urmează să se extindă. Dar altceva vreau să subliniez. Spunea Domnul acolo unul dintre motivele care îl întrista tare pe Dumnezeu. Spunea Dumnezeu în multe biseri, acolo în țara aceea, dar e valabil și la noi deja, că ne-am grăbit să le ajungem din urmă, și pe americani și pe alții. În multe biserici numele meu este rostit, dar cuvântul meu e călcat în picioare. Vă spun că m-a tulburat, m-a străpuns cuvântul acesta. Dumnezeu spune, numele meu e rostit, dar cuvântul meu e călcat în picioare. Nu așa se întâmplă? Nu așa se întâmplă? Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, o, Domnul e cu noi, glorie Domnului, aplaudăm pentru Domnul, facem pentru Domnul. Și Dumnezeu spune, voi călcați în picioare cuvintele mele. Este o formă de evlavie, cum să nu fie? Și atenție că diavolul înșoală și, cum spuneam, unii în partea dreaptă și în partea stângă. Că unii zic, frate, avem libertate, ce batic, nu mai trebuie batic, nu mai trebuie fusă, nu mai trebuie putem, mă, cu toate, nu, Domnul nu. Domnul nu se uită la înfățișare, uite, nu așa scrie că nu se uită la înfățișare, că citeam astăzi, nu? Și, bineînțeles, dar noi știm, în fine, dar și din coace ne poate înșela diavolul. Să credem că dacă, păi da, ce, da, uite, eu porbatic, eu, păi ca mine nu nimeni, sau eu așa țin, uite, familia mea. Și în schimb să am în mine judecată. Știți că ți-am întâlnit care poartă și te uiți la ei la prima privire și, băi, slavă Domnului. Și în spate judecată, poate neiertare. Și asta ne paște pe fiecare. Pericolul înșelării, formă de evlavie. Te uiți la el, vai, frate, Domnul să te binecuvânteze. Formă de evlavie. Dar spune aici, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ceea ce Dumnezeu înțeleg că cere poporului român. Și acum când am fost în Ucraina cu frații, vorbeam și vândem fraților să ne rugăm pentru aceasta. Dumnezeu, Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt vestea și spunea din mai multe lucrări care am ascultat în privința războiului care se va extinde, Domnul spunea și punea condiții nu oamenilor din lume, ci punea condiții poporului lui. Adică nouă pocăiților. Dacă noi pocăiții ne-am smerit, ne-am întoarce la Dumnezeu, ne-am pune cu toată inima să-L urmăm pe Domnul. Uite, dacă îmi dați voie să vă citesc foarte scurt un cuvânt, așa ce a fost din partea Domnului, ne-a uitat acum în minte,
spunea cuvântul Domnului, dacă vei sta în post și în rugăciune, dacă te vei uni zilnic în rugăciune, iată că cere poporului Domnului, vei vedea cum eu, cu bunătatea mea, mă voi uita spre pământ și voi lăsa ani de îndurare și de milă. De vei lua poporului ca un lucru de apucat lucrările și vei spune cum vor fi lucrurile acestea, iată că Domnul spune, de nu te vei jertfi, de nu vei sta înaintea mea, am să-ți arăt necazurile cât sunt de mari. Asta a fost lucrare dată cu o lună sau două în urmă la prinsura Borcan de la Vicov. Dacă nu vei lua aminte, am să-ți arăt necazurile cât sunt de mari. De aceea alege bine ce vrei. Vrei să te rogi și să postești sau vrei să vezi necazurile și să guși din ele? Uite, Domnule, pune alegerea asta. Dacă vrei să guși din ele, va fi cu mare amărăciune că-și vrăjmașul va găsi punctul slab pe unde să străbată în țară și apoi când vărsarea de sânge va fi pe pământ și corbii vor năvăli, te vei îngrozi și vei spune, de ce nu am ascultat să stau în casa mea, să postez, să mă rog și să primesc binecuvântare? Asimei, astea sunt cuvinte reale, Dumnezeu. Și asta e doar una, sunt multe alte lucruri care au fost în ultimul timp, în care Domnul cere de la poporul lui că poporul Domnului se înșală, aici e tragedia, noi ne înșelăm, noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, noi credem că mergem cu Dumnezeu înainte și Domnul spune, voi călcați în picioare cuvântul meu. De aceea, poporul, te sfătuiesc, alege binele ca să ai ani de îndurare, să ai ani de milă și de bunătate, să te bucuri de lucrul mâinilor tale, să te bucuri de pâinea pe care o vei mânca în fiecare zi, să te bucuri de haina pe care o vei purta cu bucurie, să te bucuri iar de rodirea pământului și să spui, o, Doamne, cât de mare ești. Și Domnul a lăsat un semn care se va împlini la vremea lui, dar spunea la final, când mă uit spre unele familii care au luat o razna și s-au schimbat toate în viața lor, de la purtarea hainelor pe din afară până la viața lăuntrică, iar în cortul nelegiuirii a crescut, căci păcatul a pătruns în familiile credincioșilor. Vedeți unde e problema? Exact asta mi-a spus și frații în Ucraina. Cerința Domnului n-a fost pentru oameni de afară. În 2007, prima oară când Dumnezeu a vestit de război, nici nu se știa de război. În 2007, spuneau frații, Dumnezeu cerea poporului să se întoarcă la pocăință. Și Domnul cere deja de un an, de doi ani, poporului român, dar nu oamenii de lume, ci pocăiților. Lucrarea asta a fost pentru pocăiți, pentru familiile creștine în care a pătruns păcatul și se întâmplă lucruri nelegiuite și s-au schimbat lucrurile în familiile noastre. Trăiesc în păcat și în fără de lege. Și apoi vin și întinează poporul și vin și spun, nu ne place că cu tare este într-un fel, celălalt în alt fel, căci noi am înțeles pe deplin, căci noi trebuie să fim după vremea asta, nu după vremea celor ce au trecut. O, cum ne înșelăm noi, frate, s-au schimbat vremurile. Frate, păi nu mai fii vremea cum a fost. Știți că Dumnezeu poate aduce din nou vremea cum a fost? De strâmtorare? Că vremea de buieșac, vremea de libertate, întotdeauna a dus la căderea creștinismului și la degradarea pocăinței. Dar și m-au marcat ultimele cuvinte ale Domnului Iisus prin Duhul Sfânt. Dar iată, eu vreau să trăiți după vremea când am fost eu pe pământ și eu să vă binecuvântez. Cineva poate să spună, frate, e prea de tot. Fiecare este liber să spună ce vrea. Tristețea este că cei mai mulți se înșală și să nu ne uităm la altul, fiecare dintre noi să ne uităm în dreptul nostru. Și cum spuneam, vă las acest test din 1 Ioan, dacă doriți acasă studiați epistola 1 a lui Ioan, sunt mai multe teste acolo, vă las doar unul singur, după care pot să știu foarte clar dacă sunt sau nu sunt înșelat. 1 Ioan capitolul 3, versetul 3, oricine are nădejde aceasta în el, care nădejde, că într-o zi vom fi cu el și îl vom vedea așa, vom fi ca el și îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Iată testul, foarte simplu. Dacă îl urmezi pe Hristosul real,
Așa poți să știi că îl urmezi pe Hristosul adevărat și nu pe un Hristos fals. Așa poți să știi că nu ești înșelat. Dacă în viața ta, în fiecare zi, Hristos, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Lui, lucrează sfințirea. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește. Cum se curățește? Știți cum ne curățăm de uneori? Păi frate, dacă păstorul și-a permis, păi și eu îmi permit. Păi dacă soția păstorului și-a permis, da, nu mai face copii, a făcut numai unul sau doi, sau mai știu eu câte alte, să se vopsească, cum mai. Păi și eu, frate, păi da, el e liderul. Dar nu, dar Biblia ne pune în față modelul și păstorii și noi slujitorii, în primul rând trebuie să fim modele. Dar dacă nu suntem modele noi, oricum, fiecare dintre noi suntem responsabili să-L avem ca model de sfințire pe Iisus Hristos. Se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele. În El nu este păcat. Iată caracterul sfânt al lui Dumnezeu, această sfințire a lui Dumnezeu desăvârșită. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Aici nu se referă la a cădea într-o greșeală, ci se referă la a trăi într-un păcat. Că dacă cineva a păcătuit, tot Ioan spune 1 Ioan 2:1, copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, cum știi că nu ești înșelat? Dacă ai căzut la un test, ai păcătuit, uite așa știi. Atunci când ai păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Adică, mă duc repede să mă curățesc. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. 6. Oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilașul, 7. Nimeni să nu vă înșele. Observați același cuvânt? Aceeași problema înșelării. Cine trăiește neprihănit este neprihănit cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Acum auziți Hristosul real ce face, Domnul nostru Iisus Hristos, cel real, slăvit să-i fie numele Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. În viața mea și în viața ta există o lucrare a diavolului numită păcatul. Este lucrarea cea mai urâtă a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o urăște cel mai mult. Este o lucrare a diavolului. Știți ce face Domnul Iisus? Scopul principal pentru care a venit Domnul Iisus. Să moară, ca prin moartea lui să nimicească din viața mea și din viața ta lucrarea păcatului. Dă-mi voie să te întreb. Ai vreun păcat nemărturisit în viața ta? Trăiești cu un păcat nemărturisit în viața ta? Vorbeam un timp în urmă despre împotrivire la îndemnul și la mustrarea Duhului Sfânt. Este în viața ta un singur păcat, cel puțin un păcat nemărturisit, și poți să treacă zi după zi fără să mărturisești, fără să îți pui viața în rânduială, fără să mergi la să ceri ajutorul unui slujitor dacă e nevoie? Poți să trăiești așa? Trăiești într-un păcat? Ascultă-mă, oricine fie, eu sau tu, nu contează cine suntem, că ești păstor, că ești om de rând, că e oricine fie. Dacă este cel puțin un păcat în viața mea sau în viața ta, tu urmezi un Hristos fals. Pentru că acest Domnul nostru Iisus Hristos cel real, El nu ne lasă cu păcat în viața noastră. Și dacă eu pot să stau o zi, o lună, un an, 5 ani, mă șochez când văd în biserici, găsesc în biserici frați care de ani de zile nu iau cina. Dar nu-i nevoie ani de zile, e suficient și o lună, două luni să nu ierți, să nu rezolvi situația. E suficient atâta. Asta arată că și în tot timpul acesta, când în mintea noastră cugetul ne acuză,
Și aici atrag atenția asupra ce spunea, a ceea ce spunea Pavel, că unii zic, frate, pe mine nu mă acuză cugetul. Păi nu te acuză cugetul dacă ți-e întinat. Că Apostolul Pavel spunea la un moment dat, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Zicea Pavel, fapte 24, da? Fapte 23:1, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta, 24:16. De aceea mă și silesc întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și spunea el, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi e martor. Ai cel puțin un păcat în viața ta? Sunt așa de mulți oameni care pot să trăiască o lună, două luni, șase luni, cu păcate ascunse în viața lor. Și în același timp ei spun, Dumnezeu e cu mine, Dumnezeu mă iubește, eu îl urmesc pe Hristos, eu merg în cer. Sunt oameni care calcă cuvântul lui Dumnezeu și întâlnim situații pe teren. Apelăm la Dumnezeu să ne vindece. Recent eram într-o situație, nu dau detalii, că nu este important. Dar a venit cineva să ne rugăm pentru un copil acelei familii și să se facă ungerea cu frații. Au fost chemați de către frați la mărturisire. Și, mă rog, acolo la mărturisire li s-a pus anumite întrebări și să vedem cum este viața. Pe de o parte vrem ca Domnul să ne vindece, dar când întrebăm pe unele familii, auzi, nu cumva ai oprit nașterea de copii? Ba da, frate, știi? Și atunci începem cu scuze, că nu putem avea Domnul atât înțelepciune. Și zic, auzi, dar tu vrei ca Domnul să te vindece, dar pe cealaltă parte, crezi că Domnul îți poate vindeca copilul, dar nu crezi că Domnul știe câți copii poți să ai? Și sunt atâtea lucruri, frații mei, pe care le ascundem, le ținem acolo și ne mirăm de ce nu-i binecuvântare, de ce nu merge viața noastră înainte, de ce spiritual nu progresăm, ci slăbim, pentru că ne înșelăm. Poate o să spun unei frate, bine, ne sperie cu război, cum aș știu eu ce. Bine ar fi dacă ne-am speria că trăim într-o liniște nepăsătoare. Trăim într-o liniște nepăsătoare. Poporul Domnului trăiește ca și cum a dumneavoastră, unde sunteți prin Europa. Poate mai greu va ajunge război acolo, deși chiar recent am auzit din partea Domnului, se va ajunge și încolo cu războiul, dacă Domnul a vorbit, că Domnul ce vorbește împlinește. Dar Domnul spunea că poate să facă din România un Gosen și v-aș îndemna să ne cercetăm, să ne rugăm Dumnezeu să păzească țara noastră. Dar cerința lui Dumnezeu nu este pentru românii, nici ortodoși, nici ceilalți în primul rând. Este pentru românii pocăiți. Oameni care rostesc numele Domnului, oameni care spun, o, Domnul cu noi, dar trăim. Spune acolo în Matei, că citeam din Matei capitolul 7 cu 21-22, dar în 23 spune, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care ați lucrat fără de lege. Adică, cu alte cuvinte, voi toți care ați trăit ca și cum nu v-aș fi dat o lege după care să trăiți. Nu așa trăim noi astăzi? Suntem mofturoși, ne certăm când avem chef, ne bosunflăm, ne supărăm imediat, nu putem să răbdăm, ne sare țandăra, suntem ca o oală pe foc care clocotește imediat gata de război. Să mai spun că în privința purtării exterioare am mers și mergem din rău mai rău, undeva recent în țară, că s-a pus o întrebare și cineva spunea, frate, la noi acum discuția nici măcar nu mai este dacă e voie cu inel, dacă e voie cu... Ați văzut că a intrat verigheta de mult, dar acum au intrat inelul de logondă.
a intrat și inelul de pretenie. Acum dacă îi cere, când o cere în pretenie, da, îi dă alt inel. Și spunea cineva, nu, nici nu mai trebuie acum să discutăm despre inele, despre astea, ca deja cine mai vorbește despre vopsele, despre inele. Acum spunea, într-o parte a țării, undeva, nu contează, discuția este dacă să-i lăsăm pe tineri cu lănțișoare. Cu lănțișoare, la mâini, la picioare. Și am zis eu, auzi, stați liniștiți că vine război și ne pune lanțuri. Da? Că dacă asta ne trebuie, cum pot să știu că sunt înșelat sau nu? Să mă cercetez. Dacă în viața mea Hristos lucrează sfințirea în fiecare zi, nu doar exterioară, sfințirea interioară, gândurile, cugetul curat, cugetul nepătat, să-mi păstrez cugetul curat, ori de câte ori mă apasă cugetul, poate altă dată o să vorbim despre cuget, dacă îmi amintesc, studiam recent, e o frumusețe când vezi în Biblie oameni care și-au păstrat și-au trăit cu toată curăția cugetului. Știți că Domnul acolo ne vorbește, ne-a pus acolo un dreptar să ne atragă atenție, un beculeț roșu când, în momentul în care păcătuim, în care ne abatem, care e luminat, dacă e luminat de Duhul Sfânt, el ne poate păzi de multe probleme. Așa pot să știu că nu sunt înșelat. Hristosul real în mine nu îngăduie păcatul în viața mea. Hristosul real nu îngăduie păcatul în viața ta. Dacă ți îngădui păcat în viața ta, de orice fel ar fi el, de orice fel, și nu mai intru în detalii, dacă ți îngădui cel puțin un păcat, fii foarte atent, este cel mai posibil că urmezi o învățătură falsă, că e mai comod, e mai ușor. Este mai ușor să mergem, deși am pornit, zice Pavel Galatenilor, după ce ați pornit prin Duhul, vreți să sfârșiți în firea pământească? Da. Știți o altă mare înșelare? Spunea în Filipeni, capitolul 2, vă amintesc. Asta iar eu un alt studiu. Filipeni, capitolul 2. Capitolul 3, versetul 18. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmaș ai crucii lui Hristos. Cum adică? Că pe Domnul Iisus îl iubesc. Ei nu sunt vrăjmașii lui Iisus. Ei pe Domnul Iisus îl primesc, dar nu primesc crucea lui. Ei nu suportă crucea lui Hristos. Nu iubesc, nu primesc. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne cercetăm adânc și să nu ne uităm în stânga sau în dreapta, să arătăm cu degetul. Fiecare dintre noi, nu-i nimeni. Spunea Apostolul Pavel, după ce a primit Evanghelia, Galaten, capitolul 1, capitolul 2, zice, m-am dus la Ierusalim, capitolul 2, cu 1 și 2, ca să văd dacă nu cumva Evanghelia pe care o podesc eu, dacă e la fel ca și cu ceea ce spune acolo, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Se poate asta, da, se poate asta. Pericolul înșelării, pericolul amăgirii. Dacă în viața mea Duhul Sfânt mă mustră și dacă mă las corectat de Duhul Sfânt și fac ce îmi spune Duhul Sfânt, este dovada că îl urmez pe Hristosul real. El mă duce la sfințire. Asta înseamnă că astăzi sunt mai sfânt ca și ieri și mâine voi fi mai sfânt ca și astăzi. Și viața mea, în viața mea Dumnezeu lucrează sfințirea și nu mă lasă în pace până când mă sfințesc și fiecare gând îl fac rob ascultării de Hristos și fiecare atitudine și fiecare ieșire a firii mele pământești o aduc mi-aduc firea sub răstignire, o răstignesc până când totul este în ascultarea de Hristos. Acesta este Hristosul real. Restul care spun, oh, dar Domnul te-a mântuit, gata, te-a botezat, ești mântuit. Atenție! Că cei mai mulți se înșală. Dar pentru noi Domnul are har și dacă urmăm harul lui Dumnezeu și pocăința adevărată, Dumnezeu la final vom vedea că n-am fost înșelați și vom spune, Doamne, cu adevărat ne-ai luminat, cu adevărat este numai harul Tău că ne-ai arătat calea cea dreaptă și Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui. Amin. Amin.
Frate păstor, rămâi un pic că trebuie să clarificăm câteva lucruri conform Scripturii. Pentru cei care mă auziți, fratele Beni este un bucătar care face numai felul 2. Eu fac și supă, că trebuie să mâncăm și supă. Acum vreau să lămurim niște lucruri pentru auditoriu. A spus că în cultul pentecostal sunt toate bisericile. Așa este. Mergem la Scriptură. Matei 13. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țara ta? De unde dar neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-o să crească amândouă împreună până la seceriș. În cultul pentecostal, așa este, sunt tot felul de biserici, dar noi tragem nădejde conform Scripturii că este posibil o schimbare în ele. Este așa sau nu este așa? Domnul să ne ajute nouă în primul rând și la toți. Amin. Așa este. Continuăm. Dacă stăm să analizăm în viața noastră când vom ajunge în fața Domnului, pe fiecare membru, Domnul va întreba de felul cum a trăit și de felul cum și-a coordonat familia. Pe slujitori, desigur, de felul cum au coordonat bisericile. Este așa sau nu este așa, frate păstor? Da. Corect. Deci nu pentru noi asta, pentru auditoriu asta. Că auditoriu posibil să fi înțeles greșit unele lucruri. Ați amintit un lucru foarte important. Frate, da uite ce bine predică, dar ai divorțat. Am sesizat și eu lucrul acesta, frate pastor, că acolo merg cu grămada. Acolo merg cu grămada. Și mama mea mă învăța și spunea, de altfel scrie Scriptura, că pe calea aceasta nici cel fără minte nu se pierde. Dar, dragilor, vă întreb, ce poți învăța de la unul care nu ține învățătura sănătoasă? Nu vreau să jignesc pe nimeni. Ce poți învăța? Frate Beni, poți învăța ceva? Un singur lucru poți învăța. Să nu fii ca el, nu? Frate Beni. Să nu fii ca el. Amen. Doamne, ajută-ne! Patru categorii de oameni vestesc Scriptura, dar numai una e curată și una o trăiesc. Calculați bine ce scrie Scriptura. Unii vestesc pe Hristos din duc de ceartă, din pismă și le numără. Una e curată. Mare atenție! Har fals și mântuire falsă. Fratele pastor Beni a mers foarte adânc cu situația aceasta ca să tragă un semnal de alarmă. Har fals. Îl consideră cei ce merg pe calea falsă și mântuire falsă la fel. Dar nu există în Scriptură har fals și mântuire falsă. Să nu cumva să creadă cineva că poate să meargă pe har fals. Harul îi lăsa de Dumnezeu. Că tu îl înțelegi fals și eu îl înțeleg fals, să ne ferească Dumnezeu. Că atunci ajungem lângă bogat. Știți unde ajuns bogatul? Pe dietul Lazar, câinii lingeau bubele. Dar în final ajuns în bucurie. Și zice Scriptura atât de frumos că bogatul a văzut pe Lazar în bine. Dar acolo a fost prea târziu rugăciunea înălțată de bogat către Avram. Vedeți, noastră, Moise a schimbat porunca Dumnezeu și nu s-a supărat Dumnezeu pe el. A schimbat porunca. Voi da citate din Scriptură ca nu cumva cineva să înțeleagă ceva greșit. A venit la farisei și ca să-l ispitească a întrebat dacă este îngădit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, el a zis: ce mă porunci Moise? Moise a zis, a dat voie ca bărbatul să scoată o carte în zbărție, să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împetrei inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta, dar de la începutul lumii Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte fermească. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. A dus după 2000 de ani originalul înapoi. De unde ai ajuns și unde ai citit că trebuie să divorțezi cel care mă auzi sau cea care mă auzi? Unde ai citit? Nu intrăm în amănunte, dar să știți un singur lucru. Cine ajunge la divorț, nu uitați, vă rog, cu toată responsabilitatea și cu dureri vă spun, ia du-te așteaptă. Deci n-am nicio sfială să vorbesc deschis. Ajungi la divorț, ia du-te așteaptă. Sunt excepții, dar acelea le discutați cu păstorii, nu cu mine.
când din simplu fapt că nu îți convine, că nu e așa, că nu e așa, aici nu intrăm în amănunte. Divorțul nu-i permis la pocăiți. La pentecostale este divorț, la baptiști este divorț, la adventiști este. La pocăiți să știți că nu este divorț. A zis un judecător, un pastor către un judecător, te va bate Dumnezeu pare tevăruit, la care judecătorul îi spune, la mine nu a venit niciun pocăit la divorț, numai pentecostale și baptiști. Așa că n-are cum să mă bată Dumnezeu. Pocăit nu a venit la mine la divorț niciun. Numai pentecostal, baptiști, adventiști. Ăștia vin la mine la divorț. Îmi pare rău. Mai departe. Deci Moise schimbă porunca Dumnezeu. S-a legat fratele păstor foarte mult de îmbrăcăminte. În ziua de azi ești făcut analfabet. În toate felurile. În toate felurile. Mă, oameni buni, hai să o lămurim clar. Dacă îmbrăcămintea ta pentru un sfânt care merge pe calea Domnului, că Biblia merge până acolo și dacă îți zice că o mâncare îl face pe fratele meu să o băgădească, nu mănânc mâncarea aceea. Și atunci zice că să nu fii prilej de păcătuire pentru cel care omul Hristos. Așa e scris, Vademenie, așa e scris. Și atunci, mare atenție, semnal de alarmă. Îmi place că fratele Beni a fost puțin mai dulce. Eu sunt mai acru. Pocăiți să păcătească nu există. Numai tot pentecostal și tot baptiști. Și adventiști și alte religii. Pocăitul nu urăște. Pocăitul știe ce ar de făcut când e vorba de voia Domnului. Pocăitul știe foarte clar că nu trebuie să tragi de el când vine la mărturisire. Sora mea, am spus și repet, acum am oportunitatea aceasta și cu aceasta voi încheia. Sora mea s-a îmbolnăvit. A venit bătrânul Sigatău Gheorghe de la Chiuiești, județul Cluj, cu două variante înaintea lui mama și a lui tata. Și a spus așa, voi ori ați păcătuit, ori vreți să păcătuiți. Mă rog, vă mărturisesc, mă rog să vindecă fata. Nu vă mărturisesc, nu mă rog, nu să vindecă fata. Se uită mama la tata, tata la mama, iar la gravide cu mine, nu vreau să mă facă. Ce frate Gheorghe, ce sunt gravide și pe ăsta nu vrem să-l mai facem. La care zice, bătrânul, auzi, dă-mi-l mie. Și după ăsta mai vine unul, dă-mi pe amândoi mie, nu-ți pierde mântuire. Și după mine, doi ani mai târziu, a venit fratele meu mai mic. Mama la bătrânețe, eu am avut grijă de am, plângea și spunea, Florin, cum era să stric eu voia Domnului. N-am vrut să te fac și uite că tu ai avut grijă de mine. Prin har Domnului am avut grijă de mama, de tata, de socru și acum mai soacra la noi la Viena. Și cu durere spun că Domnul a îngăduit ca și verișoara noastră în casă la noi de 22 de ani să aibă cancer metastază. Și tot noi avem grijă și de ea. Un plan la Dumnezeu îl poți încurca. Dar eu vă întreb pe cei cu care aveți o problemă cu înțelesul la făcut de copii. Când a venit Iosif înaintea lui Iacov, ce l-a întrebat? Bă, numai doi tu-ți da Domnul? Cine sunt aceștia? Răspunsul e foarte interesant din Scriptură, dragii. Aceștia sunt copiii pe care mi-a dat Domnul. N-a zis numai doi mi-a dat Domnul. N-a zis așa. A zis aceștia sunt copiii pe care mi-a dat Domnul. Fiindcă fiecare copil care îl primești este o binecuvântare de Dumnezeu. A fost o lucrare cu mulți ani în urmă despre o soră care era foarte activă într-o biserică și spunea că s-a făcut în visul acelei surori că a venit judecata. Și a întrebat stăpânul pe cine să luăm. Luăm dosarul acestei femei care a fost model în biserică, prezentă la biserică, la fapte bune, la orice organizare administrativă a bisericii, sora a fost prezentă. Și pe dosar scria moarte pentru Torea 1. Și sora în vis a zis, Doamne, nu ești drept. Cum se poate una ca asta? Să vedem ce scrie. S-a uitat în dosar și spune așa. Toată viața a repetat când cineva întreba câți copii ai. Numai unul mi-a dat Domnul. În planul meu era mai mulți. Ea a trăit o minciună, o viață. Trebuia să spună, unul l-am primit de la Domnul. De-aia a trăit într-o viață, într-o minciună. Numai unul mi-a dat Domnul. Mare atenție. Dragilor, noi nu suntem făcuți, fratele păstor știe, să stăm, să ținem evidența cum trăiește o familie.
Noi suntem obligați de Scriptură să vestim Evanghelia, așa cum face fratele păstor și mulți păstori, și cei care aud și vor mântuirea, aceia vor căuta ei păstorii, frate păstor, uite ce am de gând, uite așa, uite cam așa gândesc eu. Nu le spun aici pentru că nu vreau să fiu interpretat greșit și n-aș vrea ca cineva să intre la judecată. Cu aceasta finalizez ce spune Biblia. Pe calea aceasta, nici ăla fără minte nu se pierde. Vrei să ajungi mântuit, dragul meu? Sunt convins că știi ce ai de făcut. Fratele Beni, seara aceasta, a păsat foarte tare pe pocăiță să mai pocăiască. Dacă vreun penticostal sau altul de altă confesiune se regăsește în ceea ce a spus fratele Beni, în ură, în încurcarea planului lui Dumnezeu, să se pocăiască. Frate Beni, dacă ai ceva de zis la ce am zis, te ascult. Doar aș completa, eram în Ucraina și am vizitat un frate în vârstă, 69 de ani sau 70 de ani, mi-a spus că are, era în spital după un accident, plângea cu o durere mare, mare, mi-a spunea, frate, când noi eram tineri, coborai din tren și nu știai unde e biserica, dar puteai să mergi după soror și ajungeai la biserică fără nicio problemă. Și deplângea starea bisericii de astăzi. Domnul să ne ajute să ținem adevărul, necăutând la fața omului, nici la fața noastră, atât în interior cât și în exterior, să fim după voia lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și mulțumesc, frate Florin, uneori este nevoie și e bine să fie completări. Când transmite mesajul, noi îl avem așa în cap, cam ce vreau să spunem și e posibil să se înțeleagă și altceva. E bine să fie completări. Mulțumesc frumos. Eu sunt foarte atent la predici, frate Beni, prin harul Domnului Dumnezeu mi-a dat o capacitate prin care pot să fiu foarte atent, desigur, să nu fie în contradictoriu cu predica fratelui păstor. Deci nu fac aceasta. Chiar dacă este, rămâne între noi ca slujitori și tăcem din gură și le astupăm frumos. Că, vă dau un exemplu. Dacă e dintr-un tort, te duci și dai cu palma în el și sferni tot? Nu. Rectifici așa frumos. Nu, dragilor? Nu m-ați spus învățătura falsă, dacă am spus ceva fals, corectați-mă aici. Nu, nu, n-ați spus. Eu nu vorbesc de învățătura falsă, da. Că n-ați spus nimic fals. Deci i-am făcut pe toți să înțeleagă că dumneata prăjești magrătare, eu fac și supă, frate Beni. Scumpilor, mulțumim Domnului, mulțumim fratele păstor Beni Goreu, care a avut timp să aducă mesajul. Domnul să-l binecuvânteze pe el, slujirea, familia și bisericile unde slujește și putem scrie un amin toți acolo care unde sunteți. Două puncte vor fi, dragilor, după care omul Dumnezeu, fratele Colin Judas, ne va motiva la rugăciune de cauze. Sora Orica Pașca și fratele Uiuiu. Fiți binecuvântați de Domnul cu toții. Când lacrimi ard pe altă obraz și în suflet plânge cântul, când varul grele de necaz lovesc talas după talas, întunecându-ți gândul, când prietenii te părăsesc pe drum de suferință, când cei iubiți te ocolesc în lumea traiului firesc și a lipsei de credință, când nebăgat în seamă treci prin lumea de păcate, când sub povara grea te pleci și în jurul tău sunt sloiuri reci și suferinți nedrepte, când mergi desculs pe a ta cărare, slăbit fără putere, când plângi soptit și în piept te doare și al tău pahar cu întristare e amestecat cu fiere, când zorii te găsesc veghind la geamul plâns de rouă, când rugător spre cer privind cu spinul în suflet suspinând aștepți o veste nouă, nu te lăsa de amar învins de duhul neputenței, și Domnul a fost drobit și a plâns, dar chiar și moartea a învins pe calea suferinței. Ascultă sfatul său divin, ascultă-l în tăcere, el știe drumul tău de chin și al vieții tare lung suspin și a ta curată vrere. Păstorul blând Iisus Hristos din slăvile divine, coboară iubitor duios, prin Duhul Sfânt și credincios în taină lângă tine. Cât timp vei fi îmbrăcat cu viață în trupul muritor, primește sfânta lui povață și în timp cu soare și pe ceață și fii biruitor. Căci după noaptea rece a virii și luptă necurmată, veni va ziua izbăvirii cu tainele neprihănirii și viața adevărată.
și chiar te neînțelegi de plin necazul ce ți-a dat. Cu Domnul ajungi la Mal Senin, îndejmântat în strai divin și sufletul curat. Amin. Amin, frumoasă poezie. Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Va cânta fratele Uiuiu. Vreau să rămâneți puțin la urmă, că vom continua în ce privește conform Scripturii puțin divorțul, ca nu cumva cineva să înțeleagă ceva greșit. Slăvit să fie Domnul! Păcătos ca mine nu-i Iisus Domnul meu. Pe fața pământului ticălos și rău. O, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea ta, când tu vei veni, unde de-atunci voi fi. O, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea ta, când tu vei veni, unde de-atunci voi fi. Căci păcatul meu și azi mă apasă greu, sufletul mie în necaz, Iisus Domnul meu. O, grăbește vin, Iisuse, ajută-mă, căci eu mult suspin, o, ascultă-mă. O, grăbește vin, Iisuse, ajută-mă, căci eu mult suspin, o, ascultă-mă. Numai tu curaj mi-ai dat, Domnul meu iubit, prin faptul căci ai răbdat, murind răstignit. Astăzi eu trăiesc, cu Iisus mă-n veselesc, laudă eu îi cânt aici pe pământ. Astăzi eu trăiesc, cu Iisus mă-n veselesc, laudă eu îi cânt aici pe pământ. Eu te rog, o, Doamne Sfânt, azi ajută-mă, cât voi trăi pe pământ, să fiu cu tine. O, fi lauda mea, Doamne, aceasta aș vrea, să fii scutul meu, să mă scapi de rău. O, fi lauda mea, Doamne, aceasta aș vrea, să fii scutul meu, să mă scapi de rău. Amin. Amin, foarte frumoasă cântare. Dar te vezi toare bine în aparatul ăsta, frate Uiu. Domnul să te binecuvânteze, este mult mai bine. Dragilor, motivația drăgăciunii aduce omul Dumnezeu, fratele Cornel Ciurdaș. Tot dumnealui se va ruga. Iar la final vrem să lămurim puțin situația în lumina Scripturii cu divorțul, ca nu cumva cineva să meargă de aici cu o interpretare greșită,
că fratele Beni ar fi zis așa sau că eu n-am corectat sau așa mai departe. Deci azi tema asta e foarte importantă, o rectificăm și o remediem conform Scripturii. Vă rog să vă scrieți cauzele de rugăciune. Acum, frate Cornel, Domnul să-ți dea ușă de cuvânt pentru motivația de rugăciune. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Pentru că și în seara aceasta, prin Evanghelie, ne-a vorbit într-un chip minunat. Apoi, binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că ne-a dat ocazia și prin cântare și prin poezie să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne bucurăm și prin aceste lucruri Dumnezeu să ne vorbească, slăvit să fie numele Domnului și foarte important și foarte bun acest lucru. Mi-a plăcut în seara asta cuvântul fratelui păstor Beni foarte mult. Foarte important să fim atenți, să băgăm de seamă să nu ne înșele cineva. Și aceasta putem rezolva doar, așa cum spunea fratele Florin, cu pocăință și Dumnezeu să ne binecuvinteze, cu o dragoste de Evanghelie, cu rugăciune, să rămânem înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu să fim sinceri, să dorim să facem și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem să rămânem în atmosfera aceasta frumoasă și în Duhul nostru să ne rugăm Domnului ca Domnul să aibă milă și în seara asta vrem să ne rugăm pentru bolnavi, pentru cei nemântuiți, pentru anumite cauze și în toate Domnul să privească cu milă și cu îndurare. Și am deschis Scriptura în 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Frați scumpi, surori dragi, prieteni, din textul acesta putem înțelege cine suntem în Hristos Iisus. Este foarte important să știm cine suntem în Hristos Iisus. Spune așa, repet, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Nu prin cucernicia noastră, nu prin frumusețea noastră, nu prin pocăința noastră, nu, prin îndurarea lui cea mare, binecuvântat să fie numele Domnului. La ce ne-a născut din nou? Aici este foarte important. La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care și care nu se poate veșteji, să viță fie numele Domnului, și apoi păstrată în ceruri pentru noi. Slăviță fie numele Domnului. E așa de frumos și așa de important să știm aceste lucruri. În Ioan 14, Domnul Iisus spune, mă duc la Tatăl, dar vă este de folos că mă duc. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Slăvit să fie numele Domnului și Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem acest adevăr. Apoi spune în continuare, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credința pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi.
În ea, aici este foarte frumos, în ea voi vă bucurați mult. În ce? În nădejde, în moștenire, în puterea lui Dumnezeu prin credință. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Cuvântul acesta este extraordinar pentru fiecare din noi. Dacă vine boala, dacă vine necazul, dacă vin neajunsurile, frați scumpi, cuvântul acesta trebuie să-l știm și să ne intre bine în căpuc. Această boală vine în viața mea, fiindcă trebuie, dacă trebuie. Sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și acum vreau să spun ceva. Dacă un om se naște cu un handicap și trăiește cu acest handicap 100 de ani, totuși, față de veșnicie, este o vreme puțină. De aceea trebuie să fim foarte atenți și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă trebuie, suntem întristați prin felurite încercări. Și apoi continuă versetul 7. Pentru ca încercarea credinței noastre, credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare. Ce să aibă ca urmare? Încercarea credinței noastre să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Când? La arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această situație și să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că în Romani, Apostolul Pavel, în capitolul 8, versetul 28, spune așa: toate lucrurile, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, nu vine în viața mea fără aprobarea Domnului meu Iisus Hristos. De aceea trebuie să fim cu luarea minte și foarte atenți și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și trebuie să ne iubim unii pe alții și în rugăciunile noastre să ne amintim. Vrem și de data aceasta să ne rugăm Domnului pentru cauze și vrem ca Domnul să binecuvânteze toate cauzele, toate problemele noastre, toate neajunsurile noastre. Le punem înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și noi suntem în trup și mâine s-ar putea să fiu eu în încercare și să am nevoie de voi ca să vă rugați. De aceea, plin de dragoste, vrem să facem lucrarea aceasta. Numai că trebuie să știm că dacă trebuie, suntem încercați. Ci este spre binele nostru, dacă trebuie, pentru că Domnul Iisus ne iubește și vrea să ne ducă în împărăția Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să-L iubim, zice versetul 8, pe care despre Domnul Iisus vorbește, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. De ce? Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să facem lucrarea aceasta cu toată dragostea ca pentru Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Dragilor, voi citi cauzele.
După care fratele Cornel se va ruga și, cum am spus, vrem să lămurim problema divorțului. Nu vreau să plece nimeni din emisiunea mea fără a fi explicată vreo situație sau să rămână vreo enigmă pentru cineva. Dintre cei care sunt cu noi și și-au scris cauzele, le voi citi mai târziu. Acum voi citi cauzele care sunt aici pe caiet și care le-am notat eu. Spătar Cornelia, pentru vindecare. În mod deosebit amintim pe Valeria Pindican, frate Cornel, Domnul să-i dea izbăvire. Vaida Gavrilă, Vaida Viorica, sora Căluș, Maria, pentru tată sorii Căluș, copilașul de 5 ani și câteva luni care nu vorbește, sora Maria care a făcut citostatice, Domnul să o vindece pe deplin, soacra mea vindecare de plină, sora Marea Neluga, vindecare, Gâlgă Violeta, vindecare, Nora fratelui Cătană, vindecare, Răducan Violeta, vindecare, Gigi Nicuță, vindecare, Bogdan Daniel o dorință, Domnul să o împlinească, vindecare pentru fetița sorei Mihelana Pintea, mânghiere pentru toată casa Valentine Radu din Statele Unite, datorită situației cu fratele lor care este paralizat. Pădurariu Viorica, Elvira, vindecare, Cipri Silvia și fratele Iosif. Fratele Iosif cred că mai este în spital, frate Cornel, dacă bine știu, Domnul să-l vindece, iar pe soa Silvia să o întărească și nu numai pe toți care se află în situații în care sunt singuri, Domnul să vă fie sprijin, ocrotire și mângâiere. Gheteș Rahel are două dorințe, una cu privire la ea, una cu privire la soțul ei, Domnul să le împlinească. Vindecare pentru sora Rodica Ciui, băiatul Daniel și soțul sorei Rodica. Totodată sora Rodica vrea ca Domnul să aducă la mântuire membri din familie care nu sunt întorși. Miron Daniela, vindecare, singura mea soră de corp, vindecare. Vindecare pentru sora, pentru mama sorei Dorina Blaj și mânghiere la vârsta bătrâneții. Sora Dorina are o problemă de rezolvat, Domnul să o rezolve. Pentru Ancuța Coțorii, Simona Coțorii, vindecare. Domnul să aducă la mântuire frații sorei Ancuța care au plecat de la fața Domnului. Vindecare pentru Iulica, Livia, Maria și Doru, Ioan Botcă, Ramona Beschi, toate Varvare, Midică Opriș, vindecare. Ne rugăm pentru copiii familiei Palagian, pentru o familie cu probleme, pentru fratele Pavel Gheran, pentru Florina și Timotei. Sora Maria Grindei dorește ca Domnul să aducă la mântuire pe mama ei, o cheamă Elena. Și Domnul se ține cei doi băieți împreună cu norori pe calea Domnului și cu nepoții cu tot. Și dacă mai are dorințe, Domnul să-i le împlinească. Familia Mărincean, sora Angela, Domnul să îi asculte dorințele, să o vindece. Izabela de 44 de ani, nepotul fratelui Uiu din Statele Unite, fata fratelui Cornel Livanu. Ne rugăm pentru cei bolnavi de cancer. Gâlgă Beni, Cosmin, Strugariu Daniel, Cheche de Daniel, și verișoara noastră Nela. Ne rugăm în continuare pentru Maria Doina, ne rugăm pentru Rozalia Fechete, mântirea membrilor din familie și vindecare. Sora Mărioara Dedu dorește ca Domnul să aducă la mântire membrii din familie care nu sunt întorși și Domnul să o mânghe în urma pierderii soțului ei. Și nu numai pe sora Mărioara, pe toți care unde Domnul a gândit să cheme acasă, Domnul să mânghe chiar știe și poate. Pentru nepotul sorei Lidia Pop de la Dej, Ionuț, ne rugăm pentru toți membrii grupului Hrană Zilnică care sunt bolnavi, Domnul să-i vindece. Ne rugăm pentru Boriu Andrei Semi Pareză pe partea dreaptă. Ne rugăm ca Domnul să-l vindece pe deplin. Sora Zmerica dorește ca Domnul să aducă la mântuire membrii familiei, iar pe care nu sunt întorși, iar pe Valentina Domnul să o vindece. Ne rugăm de asemenea pentru Tarabas Răzvan din Belgia, Domnul să-l vindece pe deplin, este un vasal Domnului. Ne rugăm ca Domnul să dea izbăvire și fratului David Micu pentru a primi un răspuns pozitiv la operația ce așteaptă de un an și jumătate. Domnul să-i facă trecere. Ne rugăm pentru Sorin Stănescu, paralizat 5-7 de ani. Domnul să mânghe toate familiile greu încercate. Domnul să asculte dorința sorei Diaglidia, a sorei Sandra și Gavril Jos. Dumnezeu să le dea izbăvire în ceea ce îl cheamă. Ne rugăm pentru cei cu dorințe. Sora Ana Pop, sora Lidia, sora Pindican, sora Hulpea, sora Adam Cornelia, sora Unu Lucreția, sora Blaj Dorina, sora Olga Linu, sora Pașca Aurica, sora Nadan, sora Cătană Claudia, sora Șeteanu Adriana, Sânducu și am și eu dorințe. Domnul să le împlinească. Ne rugăm pentru șofer de cursă lungă, fratele Nelu Tomșa, Cornel Gherasim, Iuga Dragoș, Ghiță Blaj, Nelu Danciu, Cosmin Ciprian și Silviu. Cosmin și Ciprian nu sunt întorși la Domnul și dorința mamei este ca Domnul să-i aducă la mântuire.
Ne rugăm de asemenea pentru situațiile care s-au scris aici pe Zoom, pe urmă cele de pe YouTube. Aici sunt următoarele cauze scrise care doresc îndurarea Domnului. Sora Maricela, adu biserica din cortul meu, familia mea pentru mântire, unchiul Gheorghe pentru liniște sufletească, duce mare luptă de când a încheiat legământ cu Domnul. Iisus, 75 de ani, adu pe tatăl meu, 87 de ani pentru mântire, este numai predat Domnului. Iisus, de 5 ani, nu a încheiat legământ. Mai aduc pe nora mea, Vasilica, pentru mântire și ginerul meu, Gheorghe, este căzut de la credință. Mai zic eu și băiatul Daniel, care trăiește în Belgia, Domnul să-l aducă și pe el la mântuire. Sora Silvia Ilinca, vă rog să mă susțin și pe mine în rugăciune pentru familia mea, mântuire, vindecare de boli, eliberare de viciu și pentru mântuirea întregii familii. Am și dorințe înaintea Domnului. Sora Maricela continuă, aduc și pe fata mea, are legământ, dar este căzută de la credință. Este divorțată de primul soț și este căsătorită cu al treilea. Un copil cu primul și unul cu al treilea. Doamne, ai milă! Domnul poate să îndure de orice situație, El să o facă. Avem aici cauze pe YouTube. Vă rog, rugați-vă pentru mine și copiii mei, cauze înaintea Domnului și pentru mântuire. Duna Petra dorește să ne rugăm pentru Stancu, Ramona, Cosmin, Marian, Elena, Crina, Damian, Andra, Gabriel și pentru mine vindecare de plină și are 4 dorințe înaintea Domnului. Mihai are dorințe care el trebuie să-și le ceară singur în rugăciune. Mihai, te rog să nu te superi pe mine. Dar ceea ce cer aici pare absurd în raport cu Scriptura. Caută să le cer tu că Domnul ți le dă în funcție de cum trăiești tu înaintea Domnului. Dar ne rugăm pentru tine, Mihai. Iacob Ioana, pacea Domnului Iisus, aduc și eu înaintea Domnului pe soțul meu să întoarcă Dumnezeu la pocăința de unde a căzut. Jipaizier, vă rog să mă susțineți în rugăciune pentru familia mea, mântuire, sănătatea, pentru mine, vindecare. Roșu Maria, vă rog rugați-vă pentru mine și familia mea, mântuire, vindecare, pentru ginerele meu, pentru micuța Lea, Iosua și toți copiii. Am și cauze, spune Roșu, sora Roșu Maria. Giulieta Barco, vă rog să vă rugați pentru fratele Cristi, bolnav de cancer. Am și cauze înaintea Domnului. Duna Petra dorește izbăvire pentru Cosmin și Elena, privință problemele de familie. Doamne, îndură-te! Oncea Maria, vă rog să vă rugați pentru tata care este grav bolnav. Domnul să-l îndure de tatăl noastră și să-l întărească pe mama și pe noi să ne întărească. Rosi, vă rog în numele Domnului Iisus să nu mă uitați. Sora Rosi este bolnavă cu picioarele. Domnul să vă vindece. Lenuța Șerban, vă rog să mă spriți rugăciune pentru mântuirea familiei mele, pentru tatăl meu, nepoata și cumnata mea, vindecare de plină. Ana Coșarcă, Domnul să se îndure, să vindece toți bolnavii. Mulțumim, sora Ana Coșarcă. Oncia Maria, vă rog să vă rugați și pentru David, băiatul meu, ca Domnul Iisus să-i dea vindecare de plină, să-i elibereze de orice neputință pe care are el. Tot Oncea Maria spune și pentru fiica mea Lidia și Darius, ca Domnul să-i întoarcă pe calea Domnului și să facă legământ cu Domnul. Doina Scopeț, susțineți-mă rugăciune pentru fiul meu Teodor, este în prag de divorț, Domnul să dezlege legăturile celui rău, amin. Roșu Maria, Domnul să îndure de cei căzuți de la credință, amin, sora Maria. Ne rugăm pentru toți frații păstori care au slujit și slujesc în emisiunea Hrană Zilnică. Domnul să-i întărească, Domnul să le dea tot ceea ce au nevoie pentru a sluji Domnului și să nu fie nevoie să întindă mâna spre nelegiuire. Să le binecuvânteze viața, familie și biserică unde slujesc. Ne rugăm pentru toți cei care slujesc în emisiunea Hrană Zilnică, prin cântare, prin poezie, pentru întreaga audiență ne rugăm ca Domnul să asculte, să izbăvească și să împlinească dorințele celor ce le au. Dacă mai rămâne și pentru mine timp, frate Cornel, și casa mea, m-aș bucura. Frate Cornel, Domnul să vă dea har în rugăciune, porniți microfonul. Rămânem înaintea ta, Părintele îndurărilor, și plin de mulțumire, recunoștință, reverență, vrem să rămânem înaintea ta în rugăciune, mulțumindu-ți frumos pentru seara aceasta, mulțumindu-ți frumos pentru
timpul binecuvântat pe care ni l-ai dat, ni l-ai acordat. Este un har din partea ta pentru noi și îți mulțumim frumos, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să ne binecuvintezi, să ne umpli de pace, de har, de putere, de dragoste, de credință, Doamne, și să ne ajut să rămânem tari credință. Îți mulțumim frumos pentru grupul acesta Hrană Zilnică, pentru binecuvântarea pe care ne-o dai în fiecare zi. Îți mulțumim frumos, ne închinăm, ne smerim și binecuvântăm numele Tău. Vrem, Doamne, să binecuvântez frații și surorile care slujesc în grupul acesta, care cântă, care recită. Vrem, Doamne, binecuvântarea Ta să fie peste casele lor, peste familiile lor, peste ei, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt să găsească odihnă peste sufletele lor. Îți mulțumim pentru ei, Doamne, și binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos. Vrem să continuăm să ne rugăm și să-ți mulțumim pentru frații păstori, pentru frații slujitori, pentru frații prezbite, diaconi, pentru cei evangheliști ce arvestesc Evanghelia, binecuvintează-i, Doamne, binecuvintarea Ta să fie peste viețile lor, peste casele lor, în numele Domnului Iisus Hristos. Vrem, Doamne, să-ți mulțumim în seara aceasta aici și acum pentru fratele păstor Beni Boariu, prin care ne-ai transmis mesajul Tău. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, și vrem să-L binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos, să-L umpli de pacea Ta, de harul Tău, de îndurarea Ta, de binecuvântarea Ta pe Dumnealui și casa Lui, Doamne. O, Tată din cer, rămânem înaintea Ta și îți mulțumim frumos pentru grupul acesta și pentru administratorul acestui grup, care este fratele Florin Peter. Binecuvintează-l, Doamne, binecuvântarea Ta să fie peste casa lui, peste familia lui, peste soția lui și peste tot ce ai dat. Binecuvântează-l, Doamne, umple-l de înțelepciune în lucrarea aceasta să fie pentru gloria numelui Tău. Îți mulțumim că ne întărești, îți mulțumim că ne binecuvintezi, îți mulțumim, Doamne, că în lucrarea aceasta, în grupul Ran Zilnică, lucrezi minunat și zvestești Evanghelia. Gloria să te împodobească, meriți toată gloria, meriți toată cinstea, că Tu ești Dumnezeul nostru. Vrem să continuăm rugăciunea noastră, stăm înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm pentru frații mai în vârstă. Te rog în numele Domnului Iisus să-i binecuvintezi, să-i întărești, Doamne, și să le dai biruința Ta și să le dai ajutorul Tău. Toți frații din grupul Hrană Zilnică, mai în vârstă, care se simt slăbiți, te rog să-i întărești, te rog să-i binecuvintezi. În mod deosebit ne rugăm pentru familia Piții, Silvia și fratele Iosif. Binecuvintează-i, Doamne, umple-i de sănătate, de pace, de credință. Și ajută-i să creadă în Tine, Doamne, că Tu rămâi lângă noi. Glorie în numele Tău, îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim și Te binecuvântăm. Continuăm să stăm înaintea Ta, Părintele îndurărilor, și vrem să binecuvintezi pe cei nemântuiți, pe cei care totuși ascultă Evanghelia, o Tată din cer, pe cei pentru care frați și surori se roagă, pentru cei care părinții se roagă pentru copiii lor, copiii pentru părinții lor, ca Tu să-i mântuiești, mă rog în numele Domnului Iisus,
toate aceste cauze să fie înaintea ta, pentru că tu poți să dai mântuire, tu poți să dai iertare, tu poți să dai binecuvântare și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să privești pe toate situațiile și să mântuiești, Doamne, și să binecuvintezi. Avem nevoie de tine ca tu să lucrezi la toate problemele acestea. Rămânem înaintea ta și te rugăm, Doamne, Tată, binecuvintează frați, surori, prieteni care au dorințe. Nu le-au spus aici, dar sunt dorințe după voia ta. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvintezi. Te rog să împlinești dorințele lor și să-i ajut să se încreadă în tine și să rămână tari în credință că tu ești Dumnezeul care împlinești dorințele, care a dus la îndeplinire cauzele, că tu ești Domnul care faci minuni și poți și vrei gloria să te împodobească pe tine. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că tu lucrezi, îți mulțumim că vei lucra și îți mulțumim că tu îți vei proslăvi numele prin împlinirea acestor dorințe, prin aducerea la îndeplinire a cauzelor și a dorințelor care sunt după voia ta. Îți mulțumim, Doamne, ne închinăm și binecuvântăm numele tău. Vrem, Doamne, și continuăm să ne rugăm pentru cei bolnavi, indiferent care ar fi boala, indiferent care ar fi neputința, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvintezi. Frați, surori care au dorit și și-au exprimat dorința să ne rugăm pentru ei. Sunt multe cauze, Doamne, dar Tu poți și vrei, de aceea și mulțumim, ne închinăm și te rugăm, ai milă de toate nevoile, de toate bolile, de toate neputințele, în numele Domnului Iisus Hristos, mustrăm orice duh de boală, orice duh de neputință, orice duh obraznic și vrem, Doamne, călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Vrem, Doamne, ca liberi să te slăvim, să te lăudăm, să te binecuvântăm, să te înălțăm pe tine ca Domn și Dumnezeu. Tată din cer, rămân înaintea ta și mă rog pentru sora Valeria, Doamne, binecuvintează-o. Umple-o de sănătate, de pace, de ajutorul tău, de îndurarea ta și fă, Doamne, ca să te laude și să te binecuvinteze pe tine. Din nou, Doamne, vrem să auzim în grupul Hrană Zilnică, lăudând numele Tău, care e mare, minunat și sfânt. Numai Tu ești Dumnezeu și în Tine ne credem fără să ne îndoim deloc. Mă rog, Doamne, pentru fratele Gavrilă și soția lui, vai, da, ai milă de ei, Doamne, familia aceasta, binecuvântarea Ta să fie peste viața lor, peste ființele lor, peste trupurile lor și te rog să-i întărești, te rog să-i ridici la o stare după voia Ta și să-i ajut să se creadă în Tine. Numai Tu ești Dumnezeul nostru, numai Tu ești Împăratul, numai Tu ești Mesia și în Tine ne credem. Continuăm să ne rugăm, Tată din Cer, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru Nela, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, zi un cuvânt pentru sora aceasta, proslăvește numele, mustrăm duh de boală, de neputință, în numele lui Iisus Hristos și la vremea potrivită, ajută să creadă în tine și să-ți proslăvească numele tău, că Tu ești Dumnezeu care poți și vrei să ne ajuți. Glorie numelui Tău! Doamne, ne rugăm pentru toți bolnavii din grupul Hrană Zilnică, binecuvântarea Ta să fie peste ei, Doamne,
pacea ta, vindecarea ta să fie peste viețile lor. Toate cauzele sunt înaintea ta și pentru toți vrem să ne rugăm, Doamne, și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să privești cu milă și îndurare, nu în meritele noastre, în numele Domnului Iisus Hristos și prin credința în El ne rugăm înaintea ta și credem, Doamne, că Tu îți vei proslăvi numele, aducând vindecare, aducând mângâiere, aducând binecuvântare, aducând iertare, aducând mântuirea, că la Tine, Doamne, și de la Tine se coboară toate darurile bune și desăvârșite. De aceea și mulțumim, ne închinăm și vrem în continuare să ne punem în mâna Ta, vrem în continuare, Doamne, să ne punem la adăpostul aripilor Tale. Fii cu noi, Doamne, peste întunericul acestei nopți. Dă binecuvântarea Ta tuturor fraților și surorilor și chiar prietenilor care ascultă Evanghelia. Binecuvântarea Ta să fie peste noi. Te slăvim pe Tine, Tată din Cer, în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru tot ce faci, pentru tot ce vei face și pentru tot ce vei lucra. Gloria să te împodobească pe Tine, Tată din Cer, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, astăzi, aici și în veșnicii, în veci de veci, ne închinăm, ne smerim și te binecuvântăm, Tată, Iisuse și Duhul Sfânt. Amin. 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 Mulțumim Domnului pentru că ascultă rugăciunea, mulțumim Domnului că ne iubește. Dragilor, fratele Nelu Tomșa este cu noi, mult timp nu mai avem la dispoziție. Frate Nelu, totuși ai la dispoziție 5 cântări. Te ascultăm cu cea mai mare bucurie. Soarele măreț și strălucit, evenimente mari au fost în lume și cerul și pământul le-au privit să vadă Domnului înțelepciune. Din mari evenimente stau gata mii de îngeri, nu știe nimeni ziua, i-al Domnului mister. Când vor fi dezlegate acele patru vânturi, e aproape și plecarea bisericii la cer. Din mari evenimente stau gata mii de îngeri, nu știe nimeni ziua, i-al Domnului mister. Când vor fi dezlegate acele patru vânturi, e aproape și plecarea bisericii la cer. De când acest pământ a fost creat și până azi sunt toate în mișcare, dar într-o zi deodată s-or opri la glasul Dumnezeului cel mare. Din mari evenimente stau gata mii de îngeri, nu știe nimeni ziua, i-al Domnului mister. Când vor fi deslegate acele patru vânturi, e aproape și plecarea bisericii la cer. Din mari evenimente stau gata mii de îngeri,
Nu știe nimeni ziua, i-al Domnului mister. Când vor fi dezlegate acele patru vânturi, e aproape și plecarea bisericii la cer. În zbor trecut au mii de generații și toate în țărână s-au oprit. Dar iată, la al trâmbii se-i răsune, vor răscoli pământul înțelenit. Vin mari evenimente, stau gata mii de îngeri, nu știe nimeni ziua, i-al Domnului mister. În glasul de arhanghel și trâmbița suna vor, atunci va fi plecarea bisericii la cer. Din mari evenimente stau gata mii de îngeri, nu știe nimeni ziua, i-al Domnului mister. În glasul de arhanghel și trâmbița suna vor, atunci va fi plecarea bisericii la cer. Clipe, Doamne, mie de ajuns, că sub sfintele aripe El mă ține ascuns. Sute de săgeți aprinse de la cel mișel, toate-n har pierii vor stinse, de mă-ncred în sute de săgeți aprinse de la cel mișel, toate-n har pierii vor stinse, de mă-ncred harul tău nu-l pot cuprinde, e fără sfârșit. Inima de cer mi-o prinde, mai desăvârșit. Și mi-o umple de putere să pot birui. Și ispita și durerea tot ce va veni. Și mi-o umple de putere să pot birui. Și ispita și durerea tot ce va veni. Harul tău se înnoiește zilnic, cum ai spus. Sufletul prin el primește liniștea de sus. Jertfa mântuirii pline, mirul ei sfinții. O ridic smerit spre tine, Domnul meu iubit. Jertfa mântuirii pline, mirul ei sfinții. O ridic smerit spre tine, Domnul meu iubit. Cum e sfântă moștenire, harul mi te-a dat. Și-n eternă fericire
sunt în veșmânta. Laude și osanale ție-ți cânt mereu, pentru darurile tale, Dumnezeul meu. Laude și osanale ție-ți cânt mereu, pentru darurile tale, Dumnezeul toți
Tu ești Domnul care poți să ne duci la țărmul mult visat. Tu minuni mai poți să faci, poruncește măritat, te va asculta furtuna vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, se supune în fața ta pământul. Tu minuni mai poți să faci, oricește mărita, te va asculta cu tuna vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, se supune în fața ta pământul. Semnătejdea-n Domnul și El înspre mine s-a plecat. El mi-a ascultat rugăciunea și m-a izbăvit de păcat. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Mi-a pus o cântare nouă în gură, o laudă pentru Cel de Sus. Mi-a pus și picioarele pe stâncă, căci stânca aceasta e Iisus. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Ferice va fi de oricine se încrede în Domnul mereu. El nu se va încrede în oameni, se va încrede doar în Dumnezeu. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos.
Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Prietenii toți mă văzură, cei ce-n viață m-au știut. Au fost și ei cupriși de frică, de ce Domnul cu mine a făcut. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Este inima să cânte, nu e nimeni ca și Dumnezeu. Sufletul mi-e plin de bucurie, laudă lui voi cânta mereu. Gata mi-este inima să cânte, Domnul mi-este prieten minunat. De iubirea Lui mi-aduc aminte și-L voi lăuda neîncetat. Ești a mea bucurie, te ador, te slăvesc. Ești a mea bucurie, laudă-ți când pe tine te iubesc. Ești a mea bucurie, te ador, te slăbesc. Ești a mea bucurie, laudă-ți când pe tine te iubesc. Gata-mi este inima să cânte, Domnul mă conduce ocrotitor. El mi-ascultă glasul rugăciunii, mâna Lui îmi vine în ajutor. Și-a făcut un nume printre oameni, e mereu slăvit și adorat. De cei ce le-a fost nădejdea vieții și a căror grijă a purtat. Ești a mea bucurie, te ador, te slăbesc. Ești a mea bucurie, laudă-ți când pe tine te iubesc. Ești a mea bucurie, te ador, te slăbesc. Ești a mea bucurie, laudă-ți când pe tine te iubesc. Laudă-ți când pe tine te iubesc. Amin, amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să te binecuvinteze, frate Nelu, frumoasă cântare. Vrem să ascultăm pe fratele Alexandru cântarea de final, după care, în câteva cuvinte, vom lămuri problema divorțului. Slăviți să fie Domnul!
Poate-i ultima chemare pentru tine. Ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate-i ultima chemare, nu știi mâine, dacă vei mai fi în viață, prieten drag. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul său. Cât de scurtă este viața omenească, ești un abur, ești o umbră pe pământ. Călător spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca tu, prieten, în curând? Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. De azi să fii copilul său. Evanghelia te cheamă azi pe tine, din pierzare să te întorci la Dumnezeu. Nu pleca nemântuit în veșnicie. O, te rog, primește-l azi pe Fiul Său. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. O, ascultă, ascult inima chemarea ce ți-o face Dumnezeu ce te-a creat. Vino, prieten, chiar acum, primești iertarea. Vino să-L primești pe Domnul minunat. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Alexandru, frumoasă cântare. Dragilor, problema divorțului este o problemă foarte delicată. Nu se vorbește mult în Scriptură decât Domnul Iisus într-o împrejurare și mai amintește Pavel. Ce vreau să spun? Că nu cumva cineva să înțeleagă ceva greșit și pe urmă să aibă scandal în familie. Vreau să organizez odată
un subiect pe tema aceasta, dar numai pe Zoom, fără transmisie live pe YouTube. Să se vedem problema cum stau din perspectiva Scripturii. De aceea vă rog să nu cumva cineva să înțeleagă ceva greșit și seara aceasta, în loc de pace, să aibă o amniceartă. Iubiți-mă, înțelegeți-vă și voi face tot posibil să caut 2-3 oameni al lui Dumnezeu prin care să organizăm odată o dezbatere din perspectiva Scripturii a divorțului și recăsătoriei. Vă urez o noapte binecuvântată, nu vreau să înțelegeți greșit nimic, nu vreau ca cineva să plece de la emisiunea Hrană Zilnică debusolat. Dar nu e timpul acum să lămurim problema, o astfel de problemă ne trebuie o dezbatere de minimum 2 ore. Pentru că se vor ridica întrebări, trebuie să răspundem cu înțelepciune, cu blândețe și să facem oamenii să înțeleagă. Dar un lucru vreau să vă asigur. Cine se joacă cu divorțul, se joacă cu mântuirea lui. Nu te-ai căsătorit, gata, nu mai iubesc, la revedere. Acel exemplu care vi l-am dat, vi-l repeți cu aceasta, vom încheia seara aceasta. Doi tineri, la o lună de zile de la căsătorie, nu se mai iubesc. Nu se mai iubesc. Se duc la fratele pastor, foarte înțelept, le spune, nu vrei să veniți cu mine la fratele Petru în Feldu? Ba da, foarte politicos, se duc la el. Ajung la el, intră în casă la fratele Petru și zice fratele pastor, povestiți-vă viața voastră. Fratele din pat, printre altele, spunea, ce aș putea să mai zic decât să mulțumesc Domnului că soția m-a părăsit și are grijă de mine. Soția pe cealaltă parte spune, nu, fraților, eu n-am cuvinte să mulțumesc Domnului că mi l-a dat așa și n-a trebuit să devină o destrăbată și o stricată. Am avut de lucru, am avut de cine să am grijă. Și se iubeau cu atâta drag. Spunea ea, 5 zile după căsătorie am fost cu el împreună, după care și-a rupt coloana. Și de atunci, 43 de ani a stat la pat până Domnul a chemat acasă. Cei doi au pus capul unul pe umărul celălalt, au plâns și am înțeles că sunt împreună și în ziua de asta a trecut vreo 18 ani de atunci. De aceea am zis, problema aceasta este delicată și trebuie să o dezbatem pe Zoom, fără transmisie live. Ce avem, știți cum se zice, fiecare familie își lucrează lucrurile în interiorul ei, nu se audă toată lumea. Deci nimeni nu e interesat de astfel de lucruri decât noi cei care avem anumite situații de rezolvat, trebuie să le rezolvăm intern, nu cu transmisie live pe YouTube. Îmi pare rău pentru alte confesiuni care mă ascultă, vă rog să vă supărați. Dacă am o problemă în casă, o rezolv în casă și vreau să fiu înțeles. Nu vreau ca cineva pe urmă să înceapă cu tot felul de gânduri și de judecăți și de vorbe. Vreau să înțelegem un lucru. Voi căuta să organizez în cel mai scurt timp o temă în direcția aceasta, voi căuta să vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu care sunt specializați pe treaba aceasta, oameni și în vârstă și tineri, dar nu ne abatem de la Scriptură cu nimic. Scumpilor, eu mă culc și adorm în pace, fiindcă numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. De aceea, Domnul să pună în noi pace, bucurie și dor de veșnicie. Nu uitați să vă iubiți, să vă respectați soțiile, să vă respectați soții, să vă iubiți familia. În harul lui Dumnezeu vă spun eu, se poate primi iertare în orice împrejurare și situația vieții. Beneficiați de acest har, rugați-vă să beneficiați de el și nu vă veți înșela. De multe ori oamenii poate vă vor dezamăgi, de multe ori oamenii poate vă vor tăia elanul de a mai merge pe drumul mântuirii. Nu vă lăsați, că harul lui Dumnezeu e foarte mare și foarte bun, dar, desigur, cum a spus fratele Beni, nu trăim în păcat, Doamne, harul Tău e atât de mare că nu pot eu păcătui cât poți Tu ierta. Nu! Vorbim de accidente, vorbim de lucruri care poate cineva auzi seara aceasta și trebuie să pună capăt păcatelor, nenorocirilor prin care a trăit și să zică, Doamne, ai milă de mine! Vă iubesc, vă apreciez, vă aștept cu bucurie luni, miercuri și vineri la părtășie în emisiunea Hrană Zilnică. Rugați-vă pentru noi, avem nevoie de rugăciune și restul lucrurilor Domnul le va completa. Nu mai amintesc nimic pentru că vreau să avem părtășie. Nu mai amintesc nici de bani, nici de nimic. Vreau să avem părtășie, să ne bucurăm împreună. Cine iubește părtășia să vină cu noi la părtășie? Restul lucrurilor Dumnezeu le va rezolva.
Fiți